Bine ai venit la InstaShoot, un curs gratuit din 5 zile despre cum să devii popular pe Instagram și să faci bani din asta. Am făcut două cursuri și am primit un feedback impresionant. Și am înțeles că cel mai bine putem să dăm acel șut în fund metaforic ca tu, fiind ori expert, ori un creator de conținut la început de drum, să te apuci de treabă, să-ți elimini niște frici, să-ți formești niște deprinderi și să începi să-ți împli buzunarele cu bani. Sunt Vadim Cușnir și fac marketing din 2016. Am în spate zeci de colaborări cu afaceri mari, am elaborat strategii de dezvoltare a comunităților pentru Asociația Întreprinderilor Mici din Moldova, pentru Laurent și pentru multe alte branduri. Am instruit manageri din companii de gen Oriflame, Avon, Microinvest și foarte multe altele. Am consultat sute de afaceri, inclusiv și experți. Mai nou, gestionez Academie Vie și două proiecte populare în Republica Moldova. Primul proiect este Unul Noaptea, unde sunt producător Cine știe, ridicați mâna. Al doilea proiect sunt chiar host la podcastul Nota 2. Cunoașteți locația? Mi-am dezvoltat contul de Instagram, mi l-am crescut până la 20.000 de urmăritori în doar 45 de zile. Am identificat o strategie pe care o folosesc foarte mulți experți populari care sunt și bogați și renumiți și am împachetat toate cunoștințele într-un șir din doar 5 exerciții

Ador cultura americană, dar ea are sau un principiu care nu-mi place și de segmentare. Uh -huh. Când tu plasezi mai sus oamenii care au bani și posibilități. TikTok-ul prin asta și-a câștigat. El a făcut mass market. a da, dat la tăți unde ori și debil poate să argumenteze că el e debil și prin asta el și atrage public. Și da, că prin uh, socialismul ăsta digital, ei și-au câștigat tiktok -ul. Și de asta și la noi au ajuns vedete așa oameni ca... Игорь Андреевич, Карас, Шерев. Да, и шус интересен. Ну, я кативусь, ладно, и Шерев. Ну, ему там видел, у альбом интрек, как ут дин, кенчдейст, скимоноса, где Карас, ее Да, мне все речь. Феномен, Кара, нич не феномен. Он треешь, я шапию. Его Superb! Marin Madan. Salut, salut, Vadim. Matematic. Uh, matematic, da. Ne-am pierdut contul eu de matematic. <laughs> de no? de la, um, <laughs> da, mai... matematica asta ține de... Hai așa. Da. Tu te ocupi... Tu faci și muzică și faci și stand-up. Da. Da? Da. Dar da background-ul care îl știu eu e că tu ai lucrat... Social Media Manager sau marketer la Eugenie Unescu. asta e tot ce știu, uh, da, da, da? da? corect, corect, iar acolo am avut 3-4 ani de, de muncă, după asta m-am schimbat tot, am ajuns la funcția de șef secției marketing și m-am uh -huh. schimbat la joc. Și e ca la joc până în ziua de azi rămân pe marketing și paralel deja e stand-up. E bricol. marketing la artiști. Da, marketing da? Cu cultural, eu cultural, așa, spun, da, da, eu așa spun market, marketing <laughs> cultural, pentru că eu sunt departe de tot ce înseamnă logistic și învață mm -hmm. la Academie mm -hmm. de Economie, sunt departe mm -hmm. de tot asta. Eu simplu mă pricep în chestii, pui bumbanier, ai făcut target, ai pus Google Ads <laughs> și te să vând asta, din practic te-ai învățat. <laughs> da, tu ai background, tu ești actor? Ну я вам факульт жмать Диан Диактури, жду, потому что мам с кем батла теории дитятуш, на теории дитятуру моему держа, мам факульт мам акцентуатпи, ещё журналист, культурал, критика дитятуру, сценаристика, как есть. Ничего себе, вообще шикарно. Да. Что, молдава ещё критика? Dar asta e o profesie moartă deja, dacă să da? fiu sincer. Da, acolo, un ultimii ani, în general, la, posibil ca să supere pe mine șefa de catedră, dacă ca să asta, dar noi toți, toți cunosc de la catedră că doi unul studenți care mai, mai scapă de la cursul de actorie și ajung cumva încolo, dar e jale mare. Amuia cumva tot asta s-a reformat în management cultural, dar mm -hmm. oricum cât ne-a reformat în generie, e situație coibilă și teribilă cu prezența studenților, chiar și la actorii deja stai din, din și cu mult mai mult înainte. Dacă patru ani în urmă în cursul de la Nelly Cozaru, în care am învățat și... Uh, Iolezia Sveclă și Guzik, care acum a la erau, nu știu, în jur de 20 de studenți, acum sunt 10-12, adică scade, scade randamentul groaznic. Nu, studenții scadă și la universități, ca acolo. E pus, pus în copii. Eu, deși, în general, te-am invitat, că eu te-am văzut și te-am descoperit din stand-up mai mult. Eu, pe urmă, am aflat că tu și, și ai, în general. Și pe atunci când încă și eu te stam, forțele mele Da stand-up. Da. <laughs> Asta vă <smișnă>. a <laughs> Dar mi îmi place subiectele care tu le abordezi. Eu le-am văzut mai multe și la tine discuțiile, ele ating tare mult aspectul social. Da, Foarte da, da, mult da. sensibilizează. Și la tine discuțiile că tu, când, spre diferență de alții care ies în scenă, așa la stand-up național care l-ați făcut și restul, de exemplu, dacă Slusarenko bagă mai mult pe familie și copii, nu înțeleg public este și tot trebuie, adică asta e nișare, știi? Sau și nu. mai sunt, sunt, voi sunteți mulți. Tu sensibilizați tare mult aspectul social-comportamental și la tine discuțiile de stand-up se transformă într-o educație morală, unde există umor, dar umorul nu e accentuat. E că eu așa ceva am observat mi-e foarte plăcut să aud da asta adică chiar asta încerc să aduc oricum primordial este umorul adică mm -hmm. tu n-ai cum să aduci un mesaj dacă nu faci lumea să râde, cât asta se transforme într-un speaker Da eu te învăț pe tine cum tu străiești și asta n să fi <laughs> interesant dar eu încerc prin niște chestii prin perspective deschise de umor să aduc lumii perspectiva mea și să-i spun uitați-vă aici lucrurile de fapt stau așa și ar fi bine să vedeți și perspectiva asta ca o leacă să vă, să vă reeducați pe voi La revedere! La revedere! Noi des folosim cuvinte și fraze, și nici nu intrăm în esență la ce aici folosim, nici nu întreăm în esență la cuvânt și în contextul la care îl folosim. De exemplu, la revedere! La revedere înseamnă că tu ai fost într-un loc, ți-a plăcut acolo. Tu vrei să reviezi locul ăla. Cum noi putem spune, la revedere, ieșind de la poliție? Sau ieșind la practolog? Unde ne revedem? În cur la mine ne revedem! De fapt, conceptul de reeducare lor era că nici nu e corect, că noi rămânem la fel tătă viața cum suntem, pur și mm -hmm. simplu putem să ne schimbăm atitudinea din niște lucruri și prin asta cumva noi să ne schimbăm. Și atât eu asta și încerc să aduc și la mine, da, poziționarea, singur eu mă poziționez ca un stand-up de protest, de protest social, când mm -hmm. aduc niște chestii și vreau să le discut. Evident că noi toți vrem și placut plăcut câteodată să vorbești despre sex, despre tot și asta, de cumva și ușor și nu ușor, pentru yeah, că e da. un fel de teme, clișee care ar putea face și umor și da, să da. facă lumea să râdă din teme de sex, dar chiar și acolo se poate de găsit perspective noi și interesante, pentru că sunt eh, nici nouă net, e o nouă e hărășo, e stare, dar oricum poți adu-și o percincă nouă în uh -huh, tot uh -huh. asta. Nu, eu general, consider că, e că, pur și simplu m-am uitat în, când, când facem și exerciții de este de stand-up, pentru mine asta erau exerciții de revenire în fire. <laughs> Eu am început să studiez comedianță și am văzut că, de regulă, stand și ei puternici la care adună săli mari, ei vin cu un special, de exemplu, da? și specialul ăsta exact pe un mesaj tare puternic. Da, tare puternic. Conceptul. Și, da, și el construiesc toate glumele în așa fel încât tu la urmă rămâi cu o, cu o morală tare bine, înrădășinată cumva, știi? Și asta tot ține de stand-up social, adică eu în, în direcția asta Deși eu am pornit ideea asta, că mi tare interesant și te-a făcut pe tine să ajungi aici. Formarea protest. mea, formarea mea personală, eu de la chiar și la școală am avut porecla la procuror, pentru că eu <laughs> neapăram colegii care tot erau bulinguiți. Noi, apropo, de graba să avem pe 9 Aha. noiembrie, eu nu știu când o să iasă podcastul. Da. La timp, spui. <laughs> la timp, da. Noi atât și cu un spectacol conceptual legat de bulingul din <laughs> școală și toate amintirile este frumoase și frumoase, cu tot spectrul emoțional care este acolo și eu tot am fost bulinguit, numai că eu măcar am fost bulinguit pentru că o mare parte din copilărie eu am petrecut-o în spitale și după asta când am ajuns acolo eu eram și dintr-o familie așa nu prea bogată mm -hmm. și nici nu eram în tema slângului anilor 90 eram pe lângă tata asta și nu știu cum din cauza caracterului meu genetic, eu eram agresiv și eu unica și putem fără ca să înțeleg și vor de la mine sar la bătaie și cât de, cât de <gânt> mine nu se legau dar de restul se legau tare și nu știu cum în mine s-a trezit duhul ăsta de dreptate socială, eu vrem să nu se lege de dân, și pentru că sunt singur trecem prin asta. Uh -huh. Așa că de la școală s-a dezvoltat uh, spiritul de dreptate socială, care de fapt o că ei nici nu poate să existe, cum multe teorii sunt legate de asta, dar eu totuși cred că lumea poate o să se culturalizeze și o să să-și dezvolte niște o leacă de tactică socială, da, uh -huh, uh -huh. ca să fie mai, mai corect, să fie mai corect unul față de altul. Dar care, de exemplu, ar fi problemele în tactici sociale acum, care le vezi tu? Tu le ridici în stand-up-uri cu, cu troleibuză, cu. Dar e ca, de exemplu, dacă să luăm unul tare, important, în public, care tare, tare te deranjează, tare curios. Nu, în Moldova, prima e. Noi avem o sărăcie foarte mare mental, la nivel de mentalitate. Mm. Și prima asta e chestia de a te baga în o grada vecină. Când nu ai treaba acolo, cu totul nu trebuie să te intereseze cum se îmbracă cu omul și discută el. Nu este educația asta de a avea cercul tău restrâns, nu vorbești tare ca să te audă nu jumate de trolebus, mm. dar numai comunicatorul tău. Și noi mereu e asta suntem mai ales că noi ne întoarcem de pistihotare, eu cu câți oameni am vorbit, te spun același lucru. Tu numai între hotare, tu, nu contează în țara țară din Europa n fi, fiecare își vede de viața lui și mm -hmm. oamenii practic nici nu se uită la tine, nici un pic. În Moldova când și deodată te deodată să intri în vede să vede ghiienismul ăsta, că deodată privirea a în tine, analiza asta de jos până sus, cum tu ești îmbrăcat, se uită la tine, de unde ai venit și noi parcă ne mâncăm unul cu altul cu ochii că chestia asta e foarte salbatică și animale, că și noi ar trebui să o scoatem cu siguranță din comportamentul nostru socia. Special. Dar cum de scos asta? Bine? Da, asta se scoate numai prin educație și mai mult când valorile se schimbă. Dar aici este așa un paradox închis că totodată asta vine de la adaptarea noastră socială. Adică noi suntem așa din cauza circumstanțelor. Și omul când e deprins, că el trebuie să supraviețuiască, supraviețuiască cumva și n-are încotro, trebuie să ducă la 5 joburi odată, să lucreze în aceeași lună și să trezească în dânsul alea că competitismul ăsta de când nu mai așa reziști în țara asta, aptuna n-ai încotro și devii tot o parte din tata asta. Dar când noi ești, nu știu, cum asta ar putea, ar fi posibil să ne îmbogățim în genere, ca e, și financiar ca națiuni, atunci lucrurile este cumva de la sine, eu cred că ele s-ar schimba. Eu nu știu de unde e mai corect din început, din partea culturală sau din partea financiară, că ele cumva ar merge paralel una cu alta. Ce se observă acum, așa că este așa o mic bunătățire pe subiectul ăsta,

un copac nu, da, da. E că există chestiile astea dar în ultimul timp în Chișinău eu simt că schimbă lucrurile, asta foarte greu ar fi să se întâmple în țară la noi Asta se întâmplă în țară, eu cred că minim trebuie să fie vreo 3-4 orașe-centri care să le dezvolți pe dânsele, și industrial și cultural. Uh -huh. oamenii, oamenii să vrea acolo să trăiască, nu tot să mute în Chișinău. Dar dacă eu văd cu un geniu că de cât se dezvolte. Bălțu are potențial, dar cahul. hulă, ea ca măcar este 3 orașe, dacă s-ar dezvolta ca lumea uh -huh. să vrea acolo să trăiască și să lucreze și să dezvolte și să manifeste. Eu cred că ar fi perspectivă. Dar așa noi toți Chișinău, în Chișinău, în uite de țară total. De da, voi ați făcut stand-up și în Ungheni. Da, 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 Anul trecut primul turniu de stand-up l-am făcut din istoria țării și asta e... Și în ce oraș fost? Iată, am fost în Cahul, Ungheni, Bălți și Orhei. Așa. Da, și peste tot am avut asta experiență plăcută în afară de Orhei. <laughs> de atât dacă oamenii acolo s-au învățat să aibă tot nașarul, ia mm. concret nașarul. Oamenii când auzau că trebuie de dată o 150 de lei la la spectacol, ei e foarte tare uimiți rămâne. Uite, adică nu, nu e gratis? El acolo tot e învățat gratis. Și nu de mult o altă chestie care m-a șocat, acolo există taxi relax, care băietul Eugen Nicov de la 02 au făcut un story și eu de acolo am văzut. Acolo e taxi relax, e Tesla. Adică este o mașină Tesla care îți primblă prin orhei și e taxi relax. Asta nu știu, orașul are o specifică aparte din cauza la conducere și oamenii. Mentalitatea acolo e alta. Mai dar pricol, e pricolnă. Pricolnă că într-un teritoriu așa de este așa de mare diferență. De că, uite, ți-i spari, dar pe bune arată tare specific. Da, da, cu siguranță. Ați vândut biletele sau nu? Am vândut totuși, am reușit să vindem în jur de 200 de bilete și asta la, la, poziționarea oamenilor de acolo, asta era pentru noi deja rezultat foarte mare. Dar cum eu am observat că fiecare suburbii, de exemplu, sau statu care atmosfera lui, pentru că eu singur la 13 ani m-am mutat în Trușeni și o perioadă trăisem în gheci. Și am observat că fiecare suburbii are atmosfera ei. Undeva oamenii sunt mai fixați pe bani, în altă parte mai mult pe spiritual. A Apoi, iată, fix așa. așa și mari de la noi au fiecare o atmosferă aici. Deci, cel mai tare ne-i place un geniu. Nu știu cum, până ajunge un geniu, ne-am făcut foarte mulți prieteni de acolo și la cum e poziționat el, cum el e drept, așa, o este pus, așa, ca pe linii matematici și pătrate, tare, tare îmi place orașul un geniu. Dar și spiritul e acolo, ai simțit. Un... -și bani? Ea, nu, e un spirit așa mai mult de Basarabia Pământ Românesc, pentru că ei se aproape acolo tot timpul circul. Mm -hmm. Și un spirit mai mult tineresc, mai de așa dornic de dezvoltare. Pentru că un timp în genere un geniu era ca și Bălțu poziționat ca oraș cu cel mai mult consum de droguri. Dar mm -hmm. acolo și-a s schimbat și o a rămas Bălțu dar din un geniu asta s-a eliminat câte o leacă. Și este, este tineriet, evident că el mult pleacă, dar oamenii țin la orașul și foarte mulți oameni din cultură tot de acolo vin. Adică ori muzicieni, ori poetesi de acolo vin și asta e interesant. Iar o atmosferă interesantă orașul ăsta. Da, dar ești din Chișinău? Da, da, eu da. Ești din Chișinău. Și ai stat în Ungheni? Nu, n-am stat. În Ungheni, în, în Ghidghici. Da? da, am stat vreo doi ani în Ghidghici, dar noi ne mutasem cu părinții la 13 ani din din buicani în și în uh -huh. părinții stau în Ghidghici și o temă cu fosta prieten uh -huh. uh -huh. da și am observat uh, diferența asta de uh, vibe în diferite suburbii fiecare are vijul ei cum ar fi <laughs> <laughs> da, da, în Cahul neinteresant și cum s-a perceput? Uh, în Cahul nu știu eu n-am putut percepe total ruguma atmosfera orașului dar uh, e atmosfera. atmosferă eu, din ce am înțeles acolo oamenii sunt cu o, o mentalitate dacă aș putea așa spune sănătos sovietică ei sunt ăștia care nu cred în biletii online, lor să le dai biletul <laughs> fizic sau sunt ca oamenii ăștia care nu criptovalută, eu tot în aur investesc <laughs> și, și da, acolo era așa o atmosferă, dar cel puțin am înțeles că oamenii sunt foarte primitori și uh -huh. de ăștia cum, cum sunt găgăușii de felul lor primitori, mult investesc în atitudini de-asta emoțională corect și momente de -aș este. Dar tot are un vibe interesant oraș. Da, e că tu, ai avut un program, da, în tot stand up -sta național. Da. care a fost, tipa, național se numește. Da da? Da, 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 Și ultimul a fost în Chișinău, că eu, ca băista din Chișinău, mai tâncă l-am văzut, publicat pe YouTube, da? Da, dar în așa. Chișinău, totuși, noi așa, o ieșit repartizarea materialului, când în Chișinău noi am structurat un material cel mai, cel mai bun, dar în, când am fost în oraș, noi am fost cu material verificat de câțiva ani uh -huh. și l-am dat acolo și el a intrat așa cum trebuie, dar în încă mai update-uit momentul și am dat încă și mai mult material bun. În și oraș din care tot ați fost, cel mai mult râs la glumele voastre. Și inclusiv ale tale. Dacă și nu, oricum a fost cel mai puternic. Da, dacă excludem capitala. Dacă e să excludim capitala, ne bălți un gen, Dar nici nu știu care ar fi pe primul loc. Ambele cumva, De? cred că, da. Dar mai mult bălți din cauza că mai multă lume au fost de... Bălțu a fost și bălțul ne-a întâlnit în genere prima dată foarte deschis fo foarte deschis și plăcut da. dar, tu, da voi n-ați fost, uite, da să spun eu experiența mea cu bălțul, eu cândva, acum 15 ani uh -huh. eram rocker uh -huh. <laughs> grupă gitară și era band și noi facem concerte și odată am fost cu concert la bălț, uh -huh. odată sau două ori și prima dată când am intrat acolo în club, pe noi ne-a așezat în două scaune și s-a început comunismul ăsta în struie. Tax, n-a român mi ne ca să prăniți bătaie aici să reguli cu tare și reguli, regulile și cu așa atitudine pe noi deodată știi o taietă deodată dată, eu știu am în două limbi mine asta nu mă problemă nu, nu văd în asta dar însăși gestul ăsta că Mm -hmm. S-au impus regulile. Acum, de exemplu, stea 15 ani mă interesează cum v-a acolo. Este... Nu că propaganda, da. Dictatura asta de oameni, de vorbitori de rus? Sau e să-i de acolo? Oricum, acolo majoritatea rămâne un oraș mai mult vorbitori de rus. No, da, da. da, dar uh, atmosfera din oraș e total și după arhitectură și după oamenii e sovietică. așa o atmosferă. Dar noi am avut două experiențe. Odată, noi ne-am dus acolo la un um, eveniment organizat de it și a fost o leacă cringe când noi am fost pe scenă cu stand-up. Uh -huh. uh, Не, а публику, по Да, потому что...

<laughs> dar singur, când noi am fost cu spectacol, pe noi ne-au întâmpinat foarte cald, pentru că publicul cumva se simțea că el era dornic de asta. Posibil că-i rugăm mai mult content rusesc, acolo noi am fost și cu comedianți care participă, evoluează în rusă, și, dar, în genere, la toți au râs foarte tare și ne-au primit, ne primit foarte bine. E cert, că, e cert că. Da. Interesant. Știi, eu am impresia că noi, una din probleme care văd eu la noi în societate, e că noi puțin ne cunoaștem pe noi. Și că tomu că ne-ai toți perspectiva și ai vorbit de 4-5 orașe, asta e tare interesant. Văpșe, ne pare că noi e că trebuie prea să ne cercetăm bine unul pe altul. Noi chiar adică după în regiuni de... mă refer, știi? da. Nu dar... personal, dar iată tradițiile din Ungheni versus tradiții din Cahul. Battle, știi? <laughs> Nu ar, fi fain un, un proiect măcar să fie care descoperă. Deși multe proiecte de genul s-au pornit, dar parcă niciunul nu descoperă Moldova în plinătatea cuvântului dat. Adică chiar simte diferența dintre sud, nord, să înțelegem și lumea de acolo cum gândește. E că eu am o teorie aici și aș chiar să văd ce spui tu. Teoria mea e că au fost mai multe inițiative de a filma Descoperă Moldova. Hai că este chiar cred că și emisiunea Descoperă Moldova. Eu tot am auzit. Da, dar ideea anume anume despre asta, despre a vorbi despre țară, știi? Numai că eu a fost foarte tare um, cenzurată. La noi farme e dincolo de cenzură. Nu crezi? Da, da, da. E da. dincolo de... Asta nu-ți poate arătă. Aici nu-i frumos. Hai, tipă, tăți, că în actă vă nu știi? Frumoșel, ne-am îndreptat. Și că de atâta nu-ți să arăți și cu adevărat este. Ну и пердим где на натурале, верить читать, а тучкой нащепим с сглаживать углы, к нащепим с încearcăm lucrurile să le arătăm mai frumoase când de fapt noi suntem așa cum suntem și ne, îmi pare bine că iată că așa muzicant ca Satoș, își permite câteodată un rusism pentru că așa e slângul nostru, mm -hmm. noi nu putem să-l evităm și pentru mine par pateci banali oamenii care încearcă și în muzică să par așa ei și nu sunt și să înfrumusețează primul tată asta dar noi trebuie să ne ducem în direcția asta trebuie o leacă mai și cenzurat și corect să vorbim, dar atunci când noi vrem să arătăm cum este real. E, e, este așa. Eu metaforic asta ne închipui așa că noi avem un pralot dintre etaje cu nou scări, știi? Uh -huh. Și noi tindem deodată să sărim peste Da, nu, da, nu, da, 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 corect. Asta corect. nu mai trebuie. Eu cred că nu ne mai trebuie 10-15 ani să vii încă o generație din urmă care să fie mai bună deja. Și uh -huh. să avem răbdare unul cu altul. Că e ca chestia asta. Eu am văzut, dacă tot am vorbit de Bells, azi am deschis blin, telefonul și am văzut chestia asta scrisă la dâns și pe asfalt școală Ai văzut sau nu? No, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. pentru autobuz Aha. și scrie, în loc scrie școală. O schimbat cu litere. era șco șcaola. școală. Școală. O stradă din Bălți a ajuns populară după ce pe carosabel cuvântul școală a fost scris cu greșeli. În loc să scrie corect, serviciile municipale au scris șcaolă, cei drept aceștia s-au grăbit să corecteze greșeala după ce zeci de internauți au făcut glume pe acest caz. Conducerea întreprinderii care a executat lucrările spune că drumare au lucrat pe timp de noapte, iar iluminarea stradală de proastă calitate și canicula și-au pus amprenta. și este, am văzut vreo

Dar intenția da, nu se vede da, bună, da, că chiar. eu oraș rusesc și scriu în român. Asta e intenție bună, eu perni teatr, deși noi ne pedepsăm. E aici mă semnez sub ideea asta. Eu ieri am ajuns la chestia asta, cum noi singuri pe noi ne percepem și cum cine noi suntem într-un ansamblu total de națiune. Ieri trecem pe drum și l-am văzut pe Igor Andreevici, pe domnul TikToker. Da, TikTok. <laughs> și el e ca cum stătea așa pe o trotinetă electrică și când și-a dat

că, și mea lui de om a ajuns el unde a ajuns și după asta ne-am dat întrebare, dacă lumii place asta, înseamnă că lumea în asta o leacă se regăsește, înseamnă că noi suntem așa o leacă cum e el și noi nu suntem toleranți deloc noi singuri la noi, ca să și mai departe noi din principiu, de asta tot vine dintr-un fel de proiecție, știi cum abuser naște abuser eu cred că din noi așa o și noi din cauza asta ca într-un fel de sistem de apărare suntem deprinși, numai cineva să închedic și noi deodată, el s-a închedicat deodată suntem de prins așa să facem, nici un pic de toleranță nu avem. Și eu nu spun de toleranța asta europeană, pentru că aici cumva eu nu, știu, nu văd probleme la noi la nivel de țară, dar la toleranță la nivel de o leacă educație, comunicare corect, care noi să avem unul cu altul, să fim mai, mai, mai simpli. Noi tot timpul în orice acțiune implicăm un interes de -a nostru ascuns. O făcut, o făcut omul ceva, deodată arătăm cu degetul la dânsul. Nu, găsim, găsim și minus acolo din cauza că încercăm ni argumentăm că el face parte ori dintr-un partid, ori din altul, ori trecutul la dânsul așa. Noi deodată căutăm nod în papă. Da, este tema asta. Dar e că revenind la Igarioc, reacția asta care tu ai avut-o, gândurile. Și când dezvolți gândul ăsta, n și la concluzie că, băi, dar pe mai omul ăsta tot trebuie acceptat așa cum este, că el face parte din societate. Și dacă întrânsul mult să reflectă, asta e partea realității. Că, bă, eu, eu, el poate să nu-mi placă, dar el și tot e moldovan și el votează în rând cu mine el plătește da. impozit în rând cu mine înțelegi? Dacă da. le plătește da, eu tot am vrut să zic asta dacă le plătește dacă să eu <laughs> Suntem, ești, am... dacă să luăm lucrurile la re și să privim dintr-o perspectivă mai mult obiectivă, cu siguranță da, cu siguranță da, asta e mai mult în părerea mea proprie că eu mie el nu mi-ar place ca personalitate mm -hmm. din cauza că mie undeva îmi pare rău că așa om îi mai mult apreciat la noi decât oameni care sunt mai demni în viziunea mea. Dar că el e parte din societate și că lumea se regăsește în dânsul și nu degeaba îl susține în battle în tot ce există acolo, asta e parte din adevăr. Asta noi trebuie să acceptăm asta. El e parte din showbiz. Deja, e, da. Este da. TikTok-ul și battle-urile, asta e divertisment, asta e showbiz -ul. Da. Asta e tot ce a venit în schimb la Maria Bieșu, Zinaida Julia, știți și <laughs> Moldova 1 promovă. <laughs> nu, niciodată nu am avut, eu nu știu cum e corect termenul în română, Jolta presă. Presă de Cancan. cancan, -can, can -can, da. Can -can, da. da. Uh, și iată cu devenirea acestor vedete TikTok, la noi a început să apară lumea de asta cumva interesantă, care la noi, el îmi mai mult vedete decât Zinaida jule Adrian Ursu da, și da, restul. Da. Pentru că da. ei acolo undeva stău la anunț și, și mai facă bănuțul, dar așa oamenii ăștia mai mult fac decât dânsii. Și în banii ne spare că și în popularitate, și în nivelul de popularitate. Da, pentru este că TikTok-ul TikTok pentru mine e un fenomen de când el a început să apară eu deodată, nu știu cum am avut simțul, gata asta e ceva care a să, mai sus decât și este și lumea spune nu, că nu, că nu și iată el a ajuns și când a apărut Clubhouse eu iarăși am simțit izul ăsta Ador cultura americană, dar ea are în un principiu care nu-mi place și de segmentare. Uh -huh. Când tu plasezi mai sus oamenii care au bani și posibilități. TikTok-ul prin asta și-a câștigat. El a făcut mass market. Au da, dat la tăți unde ori și debil poate să argumenteze că el e debil și prin asta el și atrage public. Și da, că prin uh, socialismul este digital ei și-au câștigat TikTok-ul. Și de asta și la noi au ajuns vedete așa oameni ca... Нигар Андреевич, ши... да. Карас, Шерест. Тема, тема. Ну, и... да и же с интересанцем. Ну, я хотел уйти с Ten, nuimut, amatau, un albumas triek, fakutas iš Kinch uh, desi, skimonosai, tifonetikai, dikaras, ⁇ brtapa, ⁇ kos. ⁇ Žinai, tai jis. ⁇⁇ bum, neferieštis. ⁇ Fenomenas, kuris nė nesupras, nu kad yra e fenomenas. ⁇ Jis trieštis, <laughs> ašai, envalo. Įprikolina. <-ul> <laughs> e Įprikolina. E e, ⁇ Io, jei revenim su TikToku, kiekviena <clears throat> socialinė platforma, din observacijai lemele, turi diškultatę sa deadušių ar maritorijų. YouTube-ul și e mai grea. e mm, acolo și da. conținut, mult trebuie și greu. La uh, urmăritorul pe Facebook tot îi pe și de greu de lopță nu. Adică dacă ai un cont cu 30 de mii urmăritori pe Facebook, apasă asta înseamnă că ești foarte popular. Și l-ai lucrat de ani de zi. Da. Twitter-ul tot greu să în acolo, tot e are o dificultate. Și din contă, în Instagram eu leacă mai ușor deja și în TikTok vă și Eu, da. la mine, în principiu, care l-am observat, e că TikTok-ul și-a făcut, el a dat la fiecare șoban uh, posibilitatea să devină influencer. Da. Să monetizeze da. activitatea lui de șoban. Înțelegi? Adică da. tu când iei acolo 100.000 de mii views la un video, dar tu și -a stai 3 ani pe Facebook și scrii postări, știi te duci, te revolți, și cauți dreptate, deci atât, deci atât funcționează. S-a schimbat tot. el e tot cumva democratic, pentru că tu acolo, în principiu, poți să faci conținut despre cum să te duci pe tine da, sau cum da. să vezi lucrurile corect și tot asta ai auditorii tău. Dar poți să faci conținut cum te joci cu găinile. Da. Și tot asta e și interesant. El, tot ei mentalitatea mentalitatea alea chineză, <gânt> pentru că el lucrează nu la calitate, dar la cantitate. E că da, prin da. cantitate o luat. Da. Și acolo ușor se acumulează și urmăritorii și dacă tu prinzi fișca asta ta așa, o ai, ниша. Да, да. И как ум, то есть ты езжешь ты ну? Да, да, да. И, блин, кто канва вообще? Ты думал, что люди в масса с за Înțelegi sau nu? el e foarte, e ca din tăt TikTok-ul nostru și de aici, pe dâns cel mai mult respect. El și... Dar vă cunoaște, celofos, da, 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 Eu am reușit să văd cum el gândește, cum el se comportă, dar și prin atitudinea lui, la mine și prietena spune că el e unicul care nu prins de la dâns vibe de cringe. Adică el mm. cumva e adecvat la cum gândește, la cum se Iubirea asta lui față de pământ și unde el este, n-are nevoie de Chișinău. În este foarte mult organic și verde medicitate, pe dânsul îl mm -hmm. crez. Și vezi că el și-i sănătos mental. În cazul altor, mai puțin, <laughs> mai puțin nu poți, să așa. Dar, da, asta a prins, și la dânsul a prins, și asta e foarte fain. Nu, no, dar dacă tot am, am atins subiectul de și stand-up și TikTok și restul, voi ați fost, dați vorbim o leacă despre... Ați fost la, ai fost la umor, nu? Da, da. Uh, ai fost prima dată în România, nu, prima dată, și cum a fost? Dar nu, să începem de... Înainte de asta noi ne-am dus fiecare cu stand-up, și am fost, și au fost și Vlad, și Ivan și eu, da, și am, eu trecut și în finală, eu n-am -am trecut în final, dar eu am uh -huh. avut niște evoluții foarte bune. Și uh -huh. acolo chiar erau șanse bune la, la câștig. Cum și în principiu noi când am fost a doua oară cu pick prima prestație a fost așa și așa, dar noi ne-am subliniat greșelile și momentele care le-am scăpat și am făcut o prestație foarte bună la final. Și am simțit aeruista, nu știu cum, în atitudinea, în politica emisiunii sau în atitudinea românilor în care nu poți să câștigi neava din Moldova. De genul, cât de bun tu n-ai fi, nu ar fi cumva e singur să uită la asta, că n-ar fi corect singur față de dâns și tu să-i dai, să-i permiți asta cuiva din afară să mm -hmm. mm -hmm. Dar la... cum ai simțit asta? Prin ce nume? E că ca... este un lucru care te-a făcut așa să gândești asta comentariile din culis spectatorii sau juri, juriu sau cum asta se întâmplă? votingu atitudinea lucrătorilor din, de, de pe platou și singurul momentul când tu faci un număr care poate să câștigi și mm -hmm. el nu câștigă, tu îți dai o dată întrebare. Când asta se întâmplă a doua dată, tu îți dai încă o dată întrebarea asta și înțelegi că două ori când se întâmplă asta, deja nu e coincidență. Mm -hmm. Și asta mm -hmm. nu a fost numai în cazul nostru, pentru că au mai fost zebra și au avut niște evoluții foarte bune și au mai fost din partea Republicii Moldova niște participanți care au avut iat, niște prestații bune. Mm -hmm dar ei maxim și au făcut, au ajuns în final și acolo deja s-au oprit. Eu, din potrivă, din perspectiva mea, aș fi făcut un pas în întâmpinare și aș fi um, cumva motivat. asta aș, aș fi dat un premiu. Dar asta, mă rog, eu nu știu pe cât e de curat acolo la ce și ține de voting, ca mm -hmm. să spun că asta atât ține numai pe oamenii care votează. Oricum și oamenii ăștia care votează îs îndemnați cumva din, din show, cum îi văd show cum îl abordează pe dâns. Fani, Fani, că voting-ul e cu plată, cred că se, da, se da, cu plată, Da, așa? Da, da, da. Acolo este elementul banului, acolo deja, da, trebuie să le puterea decizii. Dar știi ce interesant? Dar nu-ți nu -ți pare că noi, pur și simplu, încă n-am înțeles pe deplin cum funcționează gândirea românilor ca să adaptăm umorul ăsta? Pentru că acolo e cu totul 100%, altă... O sută de procente, da. Noi avem cu totul altă mentalitate și gândire și abordarea lucrurilor și poziționări sociale. Noi, de, de fapt, de asta eu aș compara cu situația în care a fost o familie, o, o soră și un frate. <laughs> Suntem la părinți. <laughs> a fost o familie și un frate, din cauza că nu știu ceva s-a întâmplat la familie, el de mic deși are fix același sânge ca sora, el s-a dus au crescut în altă familie. Și după da, asta, da. când se întâlnesc, eu oricum, chiar dacă au așa ești genetică, ei ești total diferiți. Pentru că cer, cer cu ambianța, te-au făcut altfel. Și la noi, influența asta pe care noi am trecut-o sovietică, pe noi ne-au făcut alt, alții. Speriați! Dar nu, sunt și părți bune și sunt și părți Oricum, pentru mine și mai important e că atitudinea față de asta trebuie să fie ca cum tu te-ai uitat la traumele tale din trecut. Tu trebuie să înțelegi că traumele este pe tine -o format și tu uh -huh. ești în mult datorită lor așa cum tu ești. Eu cu siguranță n-aș fi avut motivație undeva să ajung în viață să fac stand-up dacă nu aș fi bulinguit la școală. Ia că eu ne-am sau nu aș fi acolo căzut de la cincile. Asta pe minim format și asta pe minim format identitatea mea ne ambițiile mele, dorințele mele de a ajunge undeva. Și din cauza asta, la tăi ce s-a întâmplat în trecut, există și poziționare psihologic, noi trebuie să privim asta ca bine, așa trebuie să se întâmple. Și eu nu, e, e, e evident că noi nu putem refuza tot spectrul de crimi și atât spectrul de lucruri negative care s-au întâmplat, dar e, pur din efect politic și social-antropologic, noi putem spune că azi noi suntem așa cum suntem, din cauza la Factorii ăștia care ne-au format așa. Mm -hmm. Și undeva, ta, undeva e un factor ăștia și cum noi suntem, eu văd mai mult perspectivă în noi decât în, în românii. În da, de e tare curios. Pentru mine ei, eu ador pe dinși, accept momentul genecii comuni la tete, dar pentru mine ei să aleagă mai superficial. O leacă mm -hmm. mai fațarnici din cauza sângelui latin și atitudinea astea la tine. O leaca, nu știu, prin și vai... Asta ține de italieni, spaniol, da, da, da? Da, 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 mm -hmm. da. Noi, noi, totuși suntem așa o leacă cu dreptatea asta răiește. Hai să deșim tot în față, să <laughs> o leacă să bem pentru sănătate, și dreptate, <laughs> să facem un lucru bun, să, să ajutăm. <laughs> este... nu, nu timp suntem așa, dacă te sunt oameni care nu-mi chiar așa să-ți da, da. și vor asta și eu în asta văd o parte Așa, <laughs> <laughs> Vin încoace și <laughs> zic mm, da despre viață. Moldovenii încă totuși sunt foarte educați. Voi nu vă dați seama și de educați sunt moldovenii. În Europa, de exemplu, dacă doi oameni pe drum se palesc unul în altul întâmplător, ei încep foarte agresiv unul la altul. I'm sorry. No, no, I'm sorry. No, I'm sorry. No, I'm sorry. Da? Și reiese din teta asta. Ei amândoi îți vinovați. În Moldova, dacă doi oameni se pălesc unul în altul pe drum, ei se opresc, se uită unul la altul în ochi, tac, și îți duc mai departe. Știți de ce? Pentru că nimeni nu-i jinovat. <laughs> în Moldova, în gener, nimeni nu-i jinovat în nică. Să țineți minte. E sărac eu de atâta că țara e săracă. Beau de atâta că bunelul o băut. Asta atât e genetic, asta nu eu. Nu lucrez să împotriva sistemului. Mănânc de pe jos să-s eco-friendly. Adică nu tot timpul asta duci la ceva bine, pentru că asta există și bădlism în asta da, foarte da. acut, dar bădlism există în orice societate și la român, români fix așa există bădlism. Sau cum, cum mai sunt ei acolo, bombardieri, cocălari, da, nu știu, da. total slangul lor. Da, Dar interesant. noi avem de învățat. Noi, fiecare om are de învățat de unul de la altul și fix așa fiecare națiune are de învățat. Noi, la nivel global, ne pare că noi suntem inhibați și nu suntem deschiși. Fiecare se luptă pentru bucățica lui de pământ și adevărul lui. Da, temă. Eu știu și am văzut la români și tare ne-a plăcut Asta e. Eu divizez în general, e că societatea este în nivel individual, e că așa cum eu cu tine discut acum, da? Și eu sunt sigur, și tu cu alții discut, și tu vezi că și te cu oameni care gândesc bine, interesant și restul. Și este în nivel colectiv, gândirea colectivă și comportamentul colectiv. Apea ca noi, din punctul meu de vedere, teoria mea așa că dacă fiecare din noi așa de deștept, de trăim de prost. Înțelegi? Mm -hmm. Nu, undeva pe album, este o ruptură de logică. Chiar poate, dar poate noi cu tine vă și nu gândim corect, știi? Asta mm -hmm. e ideea. Mm -hmm. și, dar, dar considerăm că gândim. Bun. apă la români este chestia asta că ei la nivel social sunt mult mai uniți. Ei pe respect, ei intervin dacă tu greșești în comportament social undeva. Sau politic vorbind, ei se adună acolo, repede se adună și se mobilizează. Și ei au o voce Căroci, societatea are voce în fața uh, guvernului. Știi? E că este tema asta. Încă nu e tare definită, dar eu am observat-o. Este spirit civic, mai în scurt, acolo. Mult mai evidențiat decât ar fi în Moldova. În Moldova ea încearcă și, de exemplu, să ne imaginăm, Ștefan, trece drumul cineva și, și aruncă un ștoc. E în de dânsul și spune că asta nu frumos. Să asta trebuie? Tipa deodată, tu știi cum tata asta se întâmplă, așa Eu asta îmi permit să zic la oamenii mei, adică dacă... La prieteni, așa? Da, da, prieteni cunoscuți da. pot să îmi permit, dar la un om străin mi-ar fi mai incomod, Greu, să spun. incomod, pe noi nimeni nu ne-a învățat, dar și reacția la asta e tare de asta. Agresivă, alea. Da, dar acolo, de exemplu, chestiile astea se întâmplă. Și se întâmplă amabil și omul, da, sunt discuții, dar sunt așa, ei... E încearcă să-și modeleze viața comună. Noi încă nu încercăm, noi nu mai discutăm. Știi? <laughs> Eu aș vedea prin, în partea asta și o leacă dorință de plasare mai sus, când tu vrei să înveți pe altul, să demonstrezi cum, cum e mai corect străie? Este tema asta. E, asta o, poate asta și de acolo se alimentează, dar dacă asta se întâmplă, deja asta e bine. Dacă mm -hmm. asta are efect social pozitiv, înseamnă că lucrurile se întâmplă așa. Tipa, și nu ești tu să mă înveți cum să mă comport? câteodată asta poate să transforme în învățare de dragul învățării uh -huh. ea ca momentul este sau când aroganța o e mai sus și tu pur și simplu primești plăcere de la faptul tu pe cineva pui la loc. Iar ca mie în genere, nu, la fel lipsă de toleranță, eu văd și la moldoveni în cazul în care tu nu înțelegi că poate omul nu e din domeniu, dar tu începi să vorbești ori în slângul tău, știi când sunt oameni de genul uh, jurnaliști și începi să folosească niște terminologii de-a lor și tu șed și om bun, dar eu nu fac parte din cercul tău de speciale. Nu sunt obligat să știu asta, da? Da, adică eu din potrivă m-aș dezvolta mai mult dacă eu aș cunoaște asta, dar tu, nu trebuie să te uiți de sus la mine dacă eu ceva n-am înțeles. Din potrivă mm -hmm. explică sau din potrivă înțelege că tu termenul ăsta îl folosești, dar poate nu-l cunosc mm -hmm. Adică eu sunt mai mult pentru open-ul ăsta, pentru deschidere. nici tot îmi plac oamenii care folosesc un cuvânt și după asta îl traduc. Ordin, de open, deschidere. așa din rusă la noi sunt oameni care, da, hai, prohadi, vin cu vin Traduc, pur și simplu, așa și eu am eu. Da, adică eu sunt pentru orice efect care ar fi dacă el funcționează bine la nivel social, pentru, pentru tot, dar nu pentru momente de aroganță și pentru segmentare, e că asta asta, asta ușit de pentru minitet. Eu sunt pentru ego-colectiv, există așa un termen, pentru ego-colectiv când tu muncești pentru binele care ți se aducă în funcție de cât tu te împlini și în binele altora. Dar asta e o cu utopic, dar cu timpul poate noi să ne învățăm să fim așa. Asta nu e socialism. Asta e la nivel doctrinal politic, poate ceva o leac faci parte din asta, dar mm -hmm. la nivel, mai mult mă refer la nivel antropologic, deși, deși societatea poate fi schimbată, pentru mine societatea mai mult poate fi schimbată din punct de vedere cultural decât politic, pentru că mm -hmm. politica rămâne tot timpul murdară și eu nu știu cum ar fi posibil ca să existe o mișcare politică bună care să în... fac ceva bine. Și pentru că noi suntem așa un bucățic de pământ care ni tare îmi pare rău, dar eu tot timpul vreau ca noi să ne dezvoltăm singuri, dar din realitatea politică mondială, eu înțeleg că noi oricum trebuie să dăm mâna, oricum unul, oricum altul. Da, asta e da. foarte trist. trist, că trist. E, e, noi trebuie să depindem de cineva, să alegem... Chiar dacă vrei verticalitate, tipa independență, nu ai să Nu poți, să, nu să poți, că cât de... Noi nu putem evita momentul ăsta. Noi oricum trebuie să spunem că el e mai corect, că cumva lucrurile se dezvoltă. Noi nu putem să zicem, singuri de noi îți depindem. Deși ne, ne pare că asta totuși e posibil, dar la nivel mental noi nu suntem pregătiți de asta și nu vrem să acceptăm asta, nu știu. Dacă simplificăm, asta e ca o femeie care nu vrea să căsătorească, dar e nevoit să aleagă una dintre doi soți. Da, da, o pusă o mama și tata, dar ei de fapt nu vrea familie, dar ei e nevoită, da, 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 da. Tipă, <gătă> hai, cu ăsta întrăit, e toxic, da, hai, pașli cu altul. noi suntem femeie asta care nu m-am culcat Andrei, nu da, Andrei are mașină, da, da, Valodia, Valodia, n-are mașină, dar are casă, nu, eu,

Și pun Am... să alegi concret, că de mai clar. Da, și da, <laughs> amândoi cu vânătăi și Ileana tot cu vânătăi și şi... <laughs> bătută și e de și de... Vă e trist, dar da. Eu știi când ai zis că este diferență culturală de asta în Moldova, eu m-am prins odată la gândul că răci, zic, ok, în al doilea război mondial se expulzau mult lume, care în Siberia, da? și care era principiu, toți și mai deștept. Da? Care înțelege o sistem acum lucrează și da, 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 Și, da, și, da, da, da. și m-am prins la ideea să zic... da, bunii mei, de ce nu a fost expulzat? Înțelegi? <laughs> 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 asta e o parte, da, bună de stand-up. Când, râzi, când trebuie să plângi și tu râzi de asta. Nu, no, dar e прикol, no? Tu, tu înțelegi, stai o leacă. Dar pe noi cu tine stăm aici, da, pentru că da, da. n-am fost expulzați. Asta și e, e, că străbunii noștri nu ne merită în sistem, nu erau deștept sau, sau erau. Sau... Cum? Înțelegi? Tu începi a înțelegi că eu am unul din ultimele gânduri care era asta că băi, noi pahodul și la nivel de țară suntem o țară întreagă de șobieni pentru alte țări din jurul nostru. Dar asta chiar matematic la nivel genetic se poate calculat pur și simplu dacă a fost un fenomen care uh, ușide oameni deștept, înseamnă mm -hmm. că și genetica noastră care s-a dezvoltat după, dar oricum noi avem oameni deștepți care s-au dezvoltat după, dar Nu e clar, de, generații, da. După ei s-au devenit deștepți, dar pornind de la faptul că atunci anume s-au ușide oamenii inteligenți care înțelegeau cum lucrează sistemul, păi asta e o leacă, da, trist. Fix așa cum la nivel mondial acum este momentul ăsta că în, în Europa mai ales el apare, când oamenii inteligenți nu doresc familie și din potrive, lucrează la carieră, dar ăștia no. mai prostalani au câte șase, șepte copii și de la asta no. și genetica lumii la nivel mondial, la nivelul... La scade natalitatea mai scurt, așa-i? Scade nivelul de IQ general al omenirii, din cauza că mai mulți se înmulțesc oamenii care nu... Am înțeles. Când, când, tu ai multe minte în cap, tu începi să-ți dai întrebare, de pentru că și eu există, dar trebuie eu să există, dar eu copilul meu o să-i dau prea multe traume, dar trebuie eu să-i dau, dar este care nu are întrebări și prost, hai, <laughs> el am venit cu a de mai facem vreo doi și el nu are treabă, cum să aș crească așa așa să aș crească, dar ăștia prea deștept să începi să ți dau prea multe întrebări și de la asta ei nici de la prea multe informații îți duce lipsă de acțiune. Trebuie da. să fie balansul ăsta dintre acțiune și, și tu cognitiv înțelegi la tine în cap. Dar ăștia proști sunt numai acțiuni, ei nu trăiesc prin... Și de asta... E trist, o leacă asta, la nivel... Când, <laughs> da. Vezi că, dacă revenim la bullying, tu ai că tu n-aveai să faci stand-up dacă n-aveai să fii în școli. Dar, pe de altă parte, există mișcare și stand-up-ul vostru tot în asta e îndreptat, da? Să sensibilizează subiectul sau pur și simplu, ca un fel de nostalgie. <laughs> asta fiecare comedian se poziționează A, după okay. deși mesajul vrea să aducă. De, de fapt, stand-up-ul e o chestie mai mult postmodernistă, la nivel de mesaj, când tu deschizi o temă și deam spectatorul singur, v ajunge undeva, vrea mm -hmm. să ajungi, ori nu ajunge. Mm -hmm. Și cineva lasă deschis niște chestii și cineva arată cu degetul undeva. Mm -hmm. Eu. Rid din niște chestii care s-au întâmplat cu mine și prin asta dau de înțeles că nu, nu ar fi bine așa să mai întâmple, dar fiecare decide pentru dânsul. Dar dacă asta nu se întâmpla, nu-ți pare că cumva distrugi viitorul? Păi iar, iar, iarăși ajungem la ideea cu bunei tăi, adică ouă, wow, găină, relație, efect, cauză, da. N -n, cauze, da, adică... imaginează imaginează că noi acum problematizăm tare mult, ni pare rău că am la subiectul bullying dar el să fie numai ca exemplu. bullying în școli, da? Hai, îl eliminăm, de exemplu. Minunat peste 20 de ani și vă plictiseală în școli, care cu copiii altfel. Și în 40 de ani să sensibilizăm altă problemă și asta da, e cu probleme tot timpul asta apar probleme noi dar asta și e momentul că noi deja trebuie să schimbăm nivelul. și noi trebuie de la un nivel să ajungem la altul dacă nivelul general a lumii să arată că ei au crescut din asta în țările Scandinavie sau în unele țări din Europa, înseamnă că e timpul, noi nu ar fi bine să rămânem în urmă, mm -hmm. hai, să, hai să ajungem la problemele lor <laughs> nu, <laughs> nu trebuie să rămânem aici noi am rămas așa o leacă

În dânsa este farmic cu ei și normal, dar e farmic de sărășie. Când tu n-ai și existaș, cumva tu îți reușești să supraviețuiești și tu din cauza asta e ca alt factor social la noi, când noi suntem deprinși, trăim în probleme. Din cauza că noi tot timp am intrat în dânsile, noi la un moment dat când nu avem probleme, și la stand-up zicem că omul lucrează pe stihotare 10, nu știu câți ani, vine acasă înapoi, soția la dânsul, parcă e normal, tătă e bine, casa ai făcut, și el stă și și ceva ne și ceva nu merge cum trebuie, preghine, nu, nu poate și ghine, trebuie trebu și vă și rău, vreau reparații, tocmai, vreau reparații să am bătaie de cap. La noi, noi suntem deprinși să avem bătaie de cap, de timpul. De atât că ne-am adaptat la dânsul. Asta e fix așa cum te adaptezi în copilărie la faptul că te bate tata și poți crește un mazahist, pentru mm. că tu te adaptezi, prinești plăcere din durere. Și da. noi tot așa ne-am adaptat social la tot sărășia asta și la goana asta după probleme și după, nu mă rog, trist. Nu, um, așa. trist, undeva mai vesel. Ni, <laughs> ni interesant tema asta că cumva, uite, dacă revenim la adaptare și la viață în probleme, este că e și și toată sunt numai cu probleme, dar și cu și viteză îți dezvoltă. Noi cumva poate nici nu focalizăm normal problemele noastre. Probleme de dragul problemelor, tipa. Noi câteodată le găsim de dragul lor, da, de, de nică, și le facem, dar cu chinezii ni ar fi greu să mă compar pentru că ei își după rasă să alți oameni. Și mm -hmm. albii sunt mai mulți oameni de ăștia, dă scriu o poezie, scau vieții. în Chinezul, cei mai ridicat IQ e la rasa galbenă, pentru că ei e să pe de astea. Ei nu au putere în fizic cum mm -hmm. ei au putere în creierul lor. Și din cauza asta ei pentru mine scau roi ro ro de astea, de furnici. Ei lucrează în folosul colectivității total. Mm -hmm. Și pentru dânșii e ok ca tu să-ți încredințezi viața și scopul vieții pentru scopul social, în genere, a țării să dezvolte. Noi suntem cu mult mai egoiști. Noi suntem mai apatici, egoiști, filozofici, dramatici și pe noi ca să ne motivez la un nivel social să lucrăm pentru un scop a țării, el mai mult a să se întâmple că noi a să vrem să dezvoltăm mândria noastră națională. Ca mai mult prin instrumentul ăsta eu mm -hmm. cred că noi a să ajungem să vrem Moldova să dezvolte. Dar la momentul dat, cam cam, nu asta. A, dar ai observat că noi nu avem cușini, nu există nici și arunie. da? Asta e bună idee. Ai, ai careva gânduri la și nerunii pe noi tăi, în general? Dar noi, în primul rând, trebuie să dezvoltăm o mândrie sănătoasă națională. În genere, cu 5 ani în urmă, eu observam așa un fenomen că noi deloc nu putem să primim un produs autohton ca ceva bun. Noi eram tot timpul de prins că ceva bun și în comedie și în muzică și în film iesă numai din afară. Ne. Numai din afară eu respect ceva. Asta o leacă a început să schimbi cu e fenomenul lui Carlos. Când ne. noi am văzut cu un artist de la noi poate să ajungă în top în România. Și noi ne-am schimbat o leacă atitudinea și dar tot el a ajuns în România și numai după asta el a fost apreciat și de noi. Și atâta moia, eu observ că lucrurile este o leac să schimbe, dar el nu s duce până la capăt. Oricum majoritatea, majoritatea consumatorului de la noi, din țară, el ori ascultă ceva care e făcut despre noi, cista a nașei ca așa cu, cu, cum este o leac provincial, ori consumă ceva mai mult din afară, nerespectând uh -huh. propriul produs. Uh -huh. Și asta e o problemă. Noi ar trebui să dezvoltăm chestia asta ca să să ne mândrim corect cu noi pentru că noi avem și mândri de asta nesănătoasă când ca cum Igor Andreevici când începi să te lauzi prin niște chestii care de fapt o, să o leac, eu nu zic de dânsul în general, da, 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 înțeleg, dar zic de înțeleg. fenomene, și niște situații când tu începi să râzi în cultură și din momente mai degradante. Dar tu crezi că umorul ar putea unii unităs Moldoveni da, 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 cu siguranță, da. Dar cum asta s-ar desfășura? Adică, e interesant cum tu vezi potențialul umorului în, societate, în societate, Atunci când anumiți comedianți ar avea o voce publică foarte deci o voce publică Autoritar. ascu autoritară și ascultată. Uh -huh, Când uh -huh. ar fi nu doar umor, dar el ar fi apreciat la nivel național, ar fi urmărit pentru ideile sale, poziționarea sa, poate și în societate el ar fi nu doar comediant, dar și neva și politic, și neva și activist social, uh -huh. uh, și la nivel internațional ar dobândi ceva autoritate. Și atunci lumea ar, ar putea asculta și ar putea fi și să-și permite să fii direcționată de ideile unui comedian. Nu, asta e pe modelul lui Zelenski, uh, Pe modelul lui Micuțu în România? Micuțu poate să fie, da. Zelenski la fel, da, da, da. Eu mai mult mă referim la comedianții americani, acolo am văzut că uh -huh. ei cu timpul... Gervais, este, ne-i sau cum? Gervais. E un, unul din Anglia, care are și seriale, ei, cărău, ce nu contează, Ricky, nu contează. Dar la noi este un om din divertisment care tot are o influență, asta i El nu e comediant. Dar e tot din aceeași zonă, cumva. Showman, eu cred că el se poziționează tot așa. Așa, showman. Da, pricol, nu? nu da, da. Cumva face faci comedie, dar eu nu știu dacă e, 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 permisibil și corect de spus comediant. Nu, da, el nu are stand-up. La noi, Stand-up, care îl țin minte, și Andrei Bolocan mai face stand-up? Rar, dar l-am mai văzut cu careva concerte și tot nu știu dacă e stand-uper. El singur și față de dânsul are atitudini de... Nu, nu total. Nu și poate permite total să zic că el face stand-up. Și când cu noi au fost la show din Eugen Ionescu, el și-a permis să aibă discuții cu public și el a folosit alt termen, uh -huh. adică dar el ar avea o influență și o voce foarte, foarte mare dacă ar face stabil stand-up. Adică cu siguranță știu asta, că dacă el ar experimenta mai mult în asta și mai, mult, mai multe show-uri ar avea, el ar fi și ascultat pentru că el are o autoritate oricum la nivel online uh -huh. și el ar avea și ce spune și carismă are de a ține publicul. Dar în afară, în afară de dânsul, din noi stand up uri că eu nu știu ce mai, mai, mult, mai mult nu mai sunt. Ne poate sunt așa... Separat, zebra, banca de bancuri, ca proiecte... Adică eu mă uit va, și la zona umorului, nu numai stand-up-ul, dar numai umor și ne faci, știi? Și umorul și el tot e divers. Da, el e divers și stand-up-ul singur presupune prin poziționarea sa ca artă, că tu nu numai faci omul să râd, dar și vii cu un mesaj. Uh -huh, și uh -huh. nu-ți poate dispus în cazul la sketch și momente de astea. Pentru că poziționarea a stand-up-ului e cumva și ca un om care vrea ceva social să spună, să aducă mm -hmm. o idee. De asta și stand-up-uri câteodată devin ori actori buni, ori ies în politică, ori ies la un nivel public ca să aibă o poziție și ca să el să fie ascultat, el să fie mm -hmm. luat în seamă. Și aici mai puțin am văzut în cazul comedianților care vin din lumea sketch-urilor, miniaturilor și tot ce ține de teatralitate. Interesant tare. Pricol, Dar dacă e vorba de umor, uh, m-ar interesa poziția ta, sau poate ați discutat asta cu toată echipa din stand up ca uh, referitor la conflictele care se fac pe umorului. Care, care ar fi limitele com umorului? înțelegi? Știi, tu și înțelegi la ce mă refer. Când când spui... Conflicte, de ce ai în vedere? Nu, că? când tu spui, tu faci niște, de exemplu, niște glume despre dintr-o relație despre Ai. bărbat femei și publicul percepe că discriminare nu-i discriminare sau că e gay, nu e gay sau că asta nu se poate sau umor, glume despre oameni grași de exemplu, mm -hmm. știi? Și să începe chestia asta de un moment cealalt când eu numesc asta așa, când turma de oameni proști vreți să pună la loc un om deștept, știi? Aha, -am eu, că, eu, cu așa frază că nici nu ca să ne iei un cap. <laughs> <laughs> am înțeles. <laughs> uh, dar ele trebuie și conflictele este. Ele, taman, la noi parcă am impresia că deloc nici nu și asta parcă îmi pare rău câteodată. Pentru că când se întâmplă momente de astea, uh, este interacțiunea asta dintre omul care pornește asta și societatea care vrei să vă spună. Ia, asta, tu ești primul care eu aud că așa spune, tot așa gândesc. Eu obișnuiesc consider că în conflict e educația, dar la dezvoltă, dezvoltă gând. Adică ele ar da un avânt nou în genere la cultura stand-up-ului și mm -hmm. asta ar poziționa cumva și societatea ca să vrei și să vă spună. Dar la noi cam tot e luat la nivel, dar noi suntem la un nivel incipient și noi de pornim în toată chestia asta. Din cauza asta poate că nu e. Dar asta e foarte sănătos și eficient ca ele să existe. Fix așa cum eu țin minte era exemplu unui uh,

crească în țară în timpul este apropiat după ce a ieșit monologul la dânsul. Da, da. Și eu, prin momentul ăsta, am înțeles cât de influent poate, de fapt, să fie un stand-up, chiar dacă el e făcut despre umor. Pentru că sunt stand up diferiți, sunt care se poziționează mai mult cu mesaj, sunt care fac mai mult umor și lor nu umor. De ele sunt care scot din, din viață, sunt care îl înfrumusețează special ca să fie mai mult umor negru sau punchline la fiecare pas. Dar anume, aceștia care vor să aducă un mesaj,

despre faptul cum tata în copilărie spune că soția sa, mama lui, îi parte din viața lui, din imaginea lui, e puzzle el, din imagine. El mai tine de la asta au început, da, sau da. la sfârșit sau la nici când undeva a a ajuns cu ideea asta. Și de... a inițiat chestia asta pe Twitter cu hashtag. Dacă vă dispărțiți, spuneți hashtag. ul da? <laughs> da? mă tincă el era. Mă tincă da, el era. Eu știu el, el. numai că de partea asta și de efectul ăsta care s-a întâmplat da, la Denis. Da. Adică la noi asta Foarte e... Foarte puternic e, mesaj. Eu când am privit stand-up, asta de glumă, pe bune, acolo sunt glume, sunt da, da. dar tu când te uiți, tu rămâi cu așa o, o sentiment incomod la urmă, da, de asta da, care da. parcă ți-o mințele, știi? s o impus și n-ai ce spune că e argumentat tot corect. El corectul corect a aranjat imaginele și simbolurile pe poliță. Știi? Fix așa unul din cele mai legendare părți în stand-up lui George Carlin, care e cotat în unele topuri și ca prim stand uper din tăti timpuri, timpurile, despre păcatele care e în, Biblia noastră, păcatele. Când el tăti șepte le-a luat și le-a pus la unul, a simplificat lucrurile și a argumentat, fix așa, a argumentat prin niște atitudini amuzante, umoristice, dar o argumentat asta. Și asta toți consideră unul din cele mai... Uh, Tipa iconic, uh, da? Iconic, da, 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 da. Simbolic și emblematic. Fricol, E tare interesant. Deci tu consideri că... A, dar revenim înseamnă că... Dar chiar și la stand up că la umăriștii de acum uh, Este că voi acum, prin uh, careva forme și încercări de a dezvolta gânduri, vă dezvoltați și curajul, da? Sau, e, adică, de ce nu-s conflicte acum? Că nu sunt subiecte? Sau încă nu-i viziune concretă în a depune în scenarii? Sau încă nu s-a abordat subiectul ăsta? Nu sunt, nu este o... Noi de genii dezvoltăm și cultura asta se dezvoltă. Și nici publicul nu e atât de implicat în asta. Publicul de-abia începe a vedea, a, asta este stand-up, înseamnă că eu asta ascult. Și el, la, la nivelul de acum, el percepe tot prin uh, filtrul râsului. Unde e râs, eu mă râd, unde nu, nu. Uh -huh. uh, încă nu este inițiativa asta ca el să rămână deranjat sau, din potriv, cu aprov pentru ceva și încă nu sunt -ă, comedianți destui cu autoritate la nivel național ca omul să vrei să fii de acord cu dânsul sau din potrivă să, uh -huh. să-i spună ceva în, în, înapoi și societatea să revolte. Ce dată la noi, știi care unul din plusurile noastre e faptul că noi știm mai multe limbi și noi, pe, noi pe, pe, mine, de exemplu, m-a educat stand-up-ul și umorul rusesc. E clar, da? Și de acolo vine și şi... Știi, este, cred că este și atitudinea asta când vii în sală și descompar și grăiești, de exemplu, tu sau Slusarenco și, îți da. spune Pavel Volea în Camie de Club, <coughs> știi? Da. Ia dă vedem, e bun sau nu e bun? Știi? De da, asta da, este da, 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 la noi prin comparație. comparație. Da, 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 da. Și asta tot e așa, okay. adică pe de-o parte este educație și înțelegerea mesajelor sociale, dar pe de altă parte, cum numai Atingi un subjekt socialinį legatį Moldova, gata, park, tu atingi bubą. Bubą altui aš galiu atingi, kad atsidėdu. Zadatį bubą tau, nu ne, gali. Că eu aș vrea ca stand-up-ul să dezvolte la așa nivel ca el să fie focusul, câmpul ăsta informațional să fie așa de larg și puternic ca cum e la noi politica. Pentru că la noi, din cauza politicii, câteodată sunt, cum nu știu cine spune, neamurile nu vorgesc câte 10 ani, unul da, cu altul da. pentru că au diferite poziții. Eu aș vrea ca asta să dezvolte la așa un nivel ca tot în stand-up să fie oameni care și a să vrei ceva să spună, și a să strige ceva, și în comentarii, și la concerte, să fie mai mult implicați în asta. Dar acum mai de-abia asta tot se dezvoltă și asta e bine. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din 10 oameni care privesc podcastul ăsta, nu s abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai clic și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Și a fi și bine când a să apară mișile este conflicte la fel. Nu, eu urmărind cum s-a dezvoltat stand-up-ul, mi îmi pare asta văbșe crută tare. Adică prea mă vânt, și la show-uri. Eu asta am urmărit, în primul rând îl cunosc pe Anton Pahotin, știu că el cândva tot era acolo. Și tot asta o leac s-a dezvoltat, apoi pandemia a venit, așa -i? Da. Și că în perioada post, după pandemie, a fost rivalitatea asta între stand up ca și nu filma, cu totul diversă. Și evident că Dragoș s-a încercat puterile și sunt lucruri mai interesante și au plecat. Dar ideea e că, că anume după asta, când și, eu când făceam încă stand-up-uri, open mic-uri, up făceam. stand up, open stand -up, <laughs> stand -up la open mic -uri. Da, da. Nu așa, încercam chestiile astea. Apropo, dar tu ai, fă, ai, ai avut vreo discurs cumva la care oamenii nu au râs. Cum tu percepi publicul care nu râde? Pentru mine primul indicator, asta e publicul, în, în tot. Dacă publicul nu râde, ori nu este glumă, ori eu nu sunt în dispoziții corespunzătoare. dar asta cu timpul înțelegi că nu poți să fie o scuză. Adică cum este momentul ăsta, că tu ești de acord cumva să semnezi singur cu tine un contract și dacă vrei să fii artist, tu trebuie să înțelegi problemele tale, trebuie să rămână acasă. Uh -huh. Și tu dacă ai o misiune să o îndeplinești pe scenă, înseamnă că tu, necătând la tot ce se întâmplă tine, tu trebuie să o faci. Uh -huh. Dar la stand-up des vor se simte dacă tu nu ești în... în mod. Da, da, în mod, să simte și prin materialul care tu îl dai. Și publicul tot timpul, râsul publicului este cel mai bun indicator. Adică dacă e da crud, Blen, eu am simțit asta o lea, că e foarte crud. Asta tu lucrezi cu feedback direct, Caroci. Asta e cel mai mare plus și minus, dar nu, nu pot să spun minus, asta numai plus văd -ad aici, adică tot e live eu în muzică de asta, eu am început muzica să o fac cu mult mai înainte de stand-up dar nu am putut să mai dezvolt în dânsa pentru că era lipsa asta, eu nu putem să aduc să-mi dezvolt o comunitate, să spun că eu vreau să cânt despre asta și asta eu facem pentru mine un hop în un când mă decedem pe YouTube și gata, uh -huh, dar aici uh -huh. tu vii săptămânal la Open Mic pentru tine treci public nou și tu te dezvolți în asta, tu îți dezvolți abilitățile tale de lucru cu public, de corelația asta care există dintre tine și acolo. Pentru că câteodată un mititel zâmbet poate să aduc tătă, prin toată sala să treacă valul ăsta de râs. Dar câteodată tu poți să dai și să dai din tine și oricum nică să nu prinde. Și aici deja fiecare își învață teoria lui. Dar să mai fac open mic-uri? Da, în da? fiecare duminică. Noi în fiecare duminică suntem la Budweiser. Și vin oameni noi? Da, este foarte mult trafic de oameni noi. Tot timpul, minim 50% sunt oameni noi și ultimul, la ultimul Open Mic și ne a plăcut și la alte Open Mic-uri tot, tot am văzut, se vede că prin Serafan Radio, dar vin oameni în vârstă. Adică câteodată mai văd de 2, 3, 4 oameni în vârstă de 50+. Plus. Serios? Da, da. Oamenii și cum asta arată? Nu, câteodată este o așa... <laughs> Dar câteodată râd, se conectează și uh, înțeleg ce se întâmplă. Sau râd din cauza că te-ți Ah, eu am crezut că mă refer la faptul că dacă vin uh, pe, scenă oameni noi. Nu, 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 nu. nu. nu? Eu spun din public. Asta. la noi în ultimul timp se, se adaugă și publicul mai, mai vârstnic și asta mm. tot e plăcut. Mm. Pentru că toți culturalizează genul și asta e, e bine când se extinde în mai mult target că voi în open mic-uri vă testați glumile cumva, da, corect? Da, da. Și asta da. e strict lucru de stand-up că noi nu mai acceptați. Sau nu, acceptăm. Open mic-ul ăsta și regula clasică, câte timp oricare doritor poate să iasă pe scenă. Așa, Și ai, la absolut. noi mai sunt începători sau începători care de mai mult timp vin și uh, sunt care cu perspectivă vezi în dâns și sunt care mai uh, șchepătează, dar tot uh, timpul e deschis pentru orice doritor. Eu Personal, ne-i tare ne-a plăcut experiența, chiar dacă glume multe n-am avut, nu pe bunii, asta e așa o experiență cruta aia. și eu ți-am când Dragoș încă mă ruga, hai, hai, te rog vin, dar eu de-am gata, am înțeles că aici e, și e și chestii de alegeri, măi, dacă tu te ocupi cu asta serios, apă tu nu trebuie să scrii scenariu ultimele două ceasuri înainte de ieși în scenă, știi? Mm -hmm. Hai, dă-ți de ce de aici, rapid, și -ați nu funcționează tema asta. Să nu știi, da. Asta trebuie să blind, nu, e, nu funcționează. Da. Dar când îl da. pe ultima sută de metri, și eu am încercat, am încercat, am încercat, și la un moment dat am înțeles că stai, uleacă, e, pe bun, îmi consumă mult timp, asta e artă, e, mie îmi place, eu tare vreau să mă dezvolt, dar eu skill-urile cele mai bune le-am luat de acolo și că le aplic în podcast -uri. Și eu mă sunt ok, știi? Mm -hmm. Nu trebuie să improvizez, nu trebuie... Adică trebuie, dar în limită, la filmări și cam asta. Și mă duc și mă ocup cu altceva. De acolo de. trebuie să stau, să gândesc, colectez gânduri și restul. Dar tare aș, a, aș vrea să revin, caroci? E pe bune dezvoltă mult. Da, da, experiența, ciud, de, de, că... experiența asta dezvoltă mult. E ca tu în formatul podcastului te simți foarte liber. Da. Când ieși pe scenă, la un moment, dat dacă pierzi publicul, tu poți să-l pierzi total și el să nu-ți ducă după tine. Există acolo niște, niște scheme anumite. Și fix așa, în America, uh, sunt stand up care mai mult s-au dezvoltat la nivel de podcasturi și show-uri de YouTube uh, și de acolo no, au primit simt. mai multă popularitate decât din stand-up. Și este inversul, care anume din show-urile live au prins publicul și timpul vin cu conceptii noi și atrag, fac turnee internaționale și din asta și trăiesc mult timp. Dar nimeni mereu ne-a fost interesant, toată întreaga gașca voastră și inclusiv și tu, care e motiv? Deși voi asta continuați să faceți? Asta și banii au început, cred, nu, din ce și observ eu, <coughs> Aduce, dar încă nu aduce suficient, cred că să asiguri întreaga gașcă cum trebuie, da? Adică voi vă forțați, asta se vede. Ori proiecte noi, pe cap o tare cu proiecte, este care cu show cu istoria și... Așa, bună seara. da, tot e cu Deci voi aveți, la voi supun în cap așa niște emisiuni bune, divertisment. Apoi, deja turneele prin și asta tot în ultimii doi ani. Și în asta se vede evoluția, este suportul la mai multe branduri și inclusiv am văzut că Budweiser vă uh, totă vremea voi, voi de acolo nu v-ați mutat, așa Da, da. Și totodată, pe lângă bani, Și vă motivează? Asta e, știi de ce întreb? Că, de regulă, oamenii publici uh, uh, nu și mai mare parte au trauma abandonului. De atât ei pot lucra cu audiența. Nu te-ai gândit la asta? Nu, dar vreau să găsesc legătura. Adică, aha, am înțeles. Tu ai treabă de abandon și din cauza asta apare magnetismul ăsta din da, -a tine da, și da, public? Da, este, da, este... da. Ok, ok. Aha. Așa, a, întrebarea este de faptul... A, a, mine m-ar interesa așa. în ce măsură voi puteți opera cu atenția oamenilor și dacă ar fi alte motive decât atenție, care ar fi ele? E în tot gașcă de comedianți. La tine, după tine, se vede că tu vrei să transmiți un mesaj de protest. Da. Asta tot, că asta tot e o formă de atenție, nu? nu spare. pare? Că și eu fac podcast, tot am asta. Понимаешь? <laughs> da, 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 da. da. Nu, eu nu știu din ce traume la mine asta o crescut, dar eu de mic ne și un centru atenției și după asta s-a întâmplat și perioada, perioada școlii care ne-au dezvoltat în mine niște traume și din traume și ambiții. Și din cauza asta, dar fiecare are cineva are atracția și carisma asta din, din potrivă din încredere prea mult în dânsul. Și cineva o are din cauza că el de mic, noi fiecare din noi are propria experiență prin care s-a învățat să lucreze cu societatea, cu lumea înconjurătoare, că este lumea interioară și lumea înconjurătoare și okay. fiecare are modalitățile lor. Mie câteodată mie mai ușor să expun ceva la microfon decât în cazul unor oameni apropi apropiați chiar. Pentru că la microfon, dacă eu deschid o temă generală, e cumva vă a, asta e temă de stand-up și nimeni mai ușor să discut pe dânsa, pentru că eu și ne-am pregătit Дискурс ушев саду. Да, да, как принтере имей, язык, ну, яка я. я... am fost la urolog. De -am, a, a, sunt și mai, mai incomod la un moment dat, da? Da? între ai medic la microfon. E chestia cu urologul <laughs> <laughs> da, da, și am vrut să subliniez și un moment, e că tot de la moldoveni, singur după mine am văzut că nou tare îmi place să ne jălim, Doamne ferește, jeli, jeli, plâns, că tot doinismul ăsta care există la noi. Și singur în față de mine arăși și incorrect să spun că e foarte trist la nivelul financiar. Nu, este o, o, totuși este o creștere și în, uh -huh. și în direcția asta. Uh -huh, adică uh -huh. eu nu pot să spun că eu doar din asta pot supraviețuiesc, deși eu mi-aș dori foarte mult ca eu să activez numai în stand-up ca artist și doar din asta să supraviețuiesc. Dar nici nu pot exclude momentul că există o creștere împreună cu da asta. e vizibilă, da, da. se vede și că tare. e admirabil. Și noi încă și mai mult lucrăm în direcția asta, ca chiar să ne permitem numai din asta să trăim și atunci mecanismul și toată mașina asta o să lucrez și la nivel social. Știi, și e admirabil, Lucră. eu pot chiar să evidențiez, e admirabil că în momentul în care asta era într-o perioadă de dubii, spate, ocupat, nu spate, trebuie, nu trebuie, aduce bani, cu ce să facem, apă v unit, Ați dat, cred că, 100 sunt că ați dat tăzi o leacă din orgoli și a spus un scop comun și ați declanșat tema asta, da? E că asta aici se vede admirație că un grup de oameni au găsit un scop comun și l-au împachetat bine. Asta e crută. Tare. El organic, el organic, organic, așa de la sine, de la sine a venit și asta e fain. Fiecare când are partea lui, dar împreună asta se transformă într-o mișcare și schimbă lucrurile. Ca să-i închid și cu sensul, cu traumele și restul, deși eu am început să deschid subiectul ăsta, că, pe asute, dacă ai putea, de exemplu, e că să ne imaginăm un om care privește acum și -o a ajuns până aici să privească. A avut răbdare. Da, da. Și gândește se gândește și băi, dar poate să ne încerc și eu ni -am, uh, forțele în open mic, adică la voi, da? Și ar trebui el să cunoască de bază, care sunt chestiile de bază, cum se la public, și intră, și nu intră, ca un fel de onboarding pentru scenă. Și consider că este important să știi înainte de a urca pe scenă la open mic. Iarăși, poate altcineva să aibă alti indicii Și sfaturi, dar după mine Din punctul de vedere Cum eu mă atârn față de asta Și cum și eu, din și eu Îmi creez valoarea mea În primul rând să vorbești sincer despre viața ta. Fiecare om are și spune despre viața lui. Are probleme, viziuni, ceva specific, cineva lucrează la morgă, cineva a venit dintr-un sat părăsit. Pur și simplu ieși și spui dacă tu ai ceva să spui. În primul rând, trebuie să vrei ceva să spui. Dacă, dar poți fi oameni care pur și simplu au harizmă de om amuzant și el dinic faci face glume. La fel, tu tot ai disponibilitate să ieși și să faci asta. și ei și se recomandă în și domeniu când tu vrei să începi să faci ceva, asta pur și simplu ieși copii. Adică nu trebuie de copiat glumă în glumă, dar pur și simplu ieși și consumă foarte mult material pe mm -hmm. asta, și american, și european, și rus, tăci ce vrei, consumă foarte mult ca tu să înțelegi cum lucrează unele chestii. După asta deja rămâne experiența. Unu, două, trei ori ai ieșit la open mic, ai văzut cum lucrează și glumii lucrează și făți analiză la ce și lucrează și nu. Veți ți analiză și teoretică și practică, mm -hmm. emoțională la faptul, cel mai gine ar fi să-ți filmezi tata asta, să-ți filmezi sau să înregistrezi ca tu să vezi, pentru că câteodată o glumă spusă puțin altfel poate să facă sala să râdă 3 minute și o spus-o leacă incorrect o să o spui în gol. Adică câteodată o, o intonație specifică foarte, foarte mult faci, dar nu singur gluma în sine, atitudinea ta față de un lucru sau altul. De asta e interesant. foarte interesant. Asta e foarte important să vezi, să analizezi parcursul tău și să-ți faci o retrospectivă teoretică și la nivel de stare, cum și când lumea o râs când tu ai fost pe scenă. Pare atare multe variabile care nu le poți controla. Da, ele cu timpul deja se înrădășinesc în, în comportament, și, dar Spate de teoretizat tot asta. E că eu aș vrea foarte mult să, cu timpul să-mi permit să teoretizez tot asta. mor? Da, 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 da. da, da. Asta e așa, asta e provocare. Pentru mine e o provocare destul de faină. Este, eu pe vremuri citem Biblia Comediei. Cred că este o carte tare da, populară. Da, da, o schemă da, da. și -a explicat cum schema asta funcționează. Dar, iarăși, e greu până nu te că nu înțelegi. Dar cum tu ai înțeles că intonațiile funcționează? Nu interesant, uite-te, tu, de exemplu, hai să întrebăm poate eu leac în detaliu, tu îți iei un subiect, da? E ca protest, care nu mi place și ceva, că ai observat. Chiar și chestia asta la morgă, nu la morgă, zic, sorry, la Urologas, laurologas, fonetik Morges, urologas, parksapratas. <laughs> Morges, urologas, RIU, parksapratas. Na, no, taip. Tai, kad, žinoma, tai yra dintroobservacija, korekt? Taip. No, Este comedie observațiilor, dar câteodată tu formezi... Asta tot e o parte din tătă tăt teorie. Eu ador comedie observațiilor, de acolo asta e o, o fișcă de-a mea care eu tot timpul o folosesc. ne îmi place să observ lucrurile și după asta să le discut pe densele. Cineva pentru altcineva e altă chestie. Cineva creează acolo umor din nimic, din situații care el le teatralizează cu niște personaje. Caroci, complicată aici. Da, dar și ține de atitudine, gen, eu asta am observat după dispoziția care are comediantul într-o zi sau altul, și după mine la fel. Eu pot să ies cu fix același material, că am avut material despre care că am căzut de la cincilea, și într-o zi când eu am dat materialul ăsta cu o leac de

față de... Fix când să iei un uh, monolog de stand-up de la un comediant și să-l pui pe stilul alt comediant, cum el vorbește și de asta pe scenă, n-a să, să fie fix așa de râs cum în cazul la ăsta. Adică aici nu te, timp, nu te timp puține de teorie și glume. Da, sunt niște glume care precisa să lucrează, dar și ea să lucrează poate mai bine sau mai rău în funcție de cum tu o spui. Când faci pauză, când dai altă atitudine, când ridici intonația, adică asta asta e o, o artă de de manipulare emoțională tu pe om trebuie să-l induci în starea ta, în lumea ta. Ca să tu să faci asta la nivelul la care tu ți-ai programat, tu trebuie să fii foarte atent cu tine, în primul rând, și cu tăti parcursurile tale de pe scenă, ca tu să înțelegi unde lucrează asta mai bine, mai puțin, cum eu să fac asta. Să ții omul în harizma ta și să-l să duci, ca el să închide și unde trebuie, sau din potrivă să rădi și unde trebuie. Așa, înseamnă că trebuie să ai skill-uri în manipulări emoționale. Dar toți artiștii au nevoie de, de asta. toți artiștii au nevoie de asta. Artistul, pentru mine, artistul asta și artist. Manipulare emoțională. Eu asta am văzut, eu asta de genul de mult am dat seama, uitându-mă la filmul lui Tarantina, când fiecare cadru, el apare nu degeaba să filmează chișorul ăsta, nu degeaba să filmează partea asta. Adică, practic, orice regizor de film și faci, el ne induce pe calea lui. Adică, de. tu te uiți o istorie și tu, fiecare care cadru care tu îl vezi, tu nu îl vezi în zadar. Adică fix istoria asta ar fi putut să arate din cinci perspective de dezvoltare a unui situații în același timp, dar el nu mi-o cale să pentru că el nu mi un mesaj vrea să-ți aducă. Și fix artistul ăsta e un manipulator în lege care își permite și tu chiar vrei ca el să te manipuleze. Și la cât e de bun artistul, e la cât de ghin el manipulează, de fapt. în șoche. Ciotcă. Asta e să că Brad Pitt, George Clooney și restul sunt foarte buni manipulatori. Johnny Depp înseamnă că nu trebuie să pierdă. Știi? <laughs> Acolo, da, cine știe unde. Da. E nu m-am gândit niciodată la chestia asta din perspectiva dată. Manipulări și la faptul că un text spus de un comedian poate să sune cu totul altfel. Tu ai zis o frază interesantă, că într-un... Într, -un, într -un, într-un discurs tăți râdeau și râdeau cu tine împreună, dar în alt discurs le era jele. Da. Se creează impresia că umorul... Fix cu același material. Fix cu același material. Că umorul ăsta e ca și cum mai merge pe un cuțit ascuțit, pe o, 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 lamă. Da? Da. Cumva îi... Dar cum sunt chestia asta, blin? Că odată o dai încolo și odată încolo. Deși depinde asta, văpșe. În afară de dispoziția ta. Aici e tot caos teoretizează, observațiile tale despre umor. Asta sună poate o leacă izoteric și mistic, dar uh, pe parcursul meu propriu, eu am văzut că la mine uh, poate erau niște perioade mai puțin prolifice, mai puțin bune în stand-up, anume în perioada când eu eram ori după o dispărțire, ori la mine în viață nu se întâmpla ok, ori eu singur nu eram în comunicare corect cu mine. Da. Și pentru mine lucrează totuși chestiile a așa cât de bizar asta n-ar suna, dar dacă tu ești un om bun, cu principii bune în viață și ai un țel bine propus și propus nu numai din punct de vedere egoist uh -huh. și ai o leacă de carizmă și talent în ce ai și ține de comunicare, tătă să iasă, să iasă și tătă să ți reușească. E ca pentru mine. Dar asta e meu, propria mea propriul meu drum în viață, mm -hmm. din cauza asta eu pun foarte mult accent pe bunătate, dreptate și pentru mine legea mea proprie cu realitatea lucrează așa că eu dacă sunt cinstit singur față de mine și realitatea, la mine tot iese bine. Dacă eu muncesc, dacă eu am intenții bune, dacă eu zbun cu oamenii și nu fac lucruri păgâni, la mine tot lucrează, la mine tot iese bine. La altcineva poate e altfel. Karma, tipa. Da, 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 da. Eu corect înțeleg că după tine, mai scurt, n-are rost să ieși în scenă în perioada în care tu te simți tare tulburat emoțional, da? Sau are sens? Dacă tu ești la începutul de drum, dar nu, are sens oricum, pentru că orice experiență e experiență și tamant. Cineva poate, din potrivă, e prolific și are reacții în plus când el e în timp de, de greutăți. Uh -huh. la fiecare are, dacă ca fix cum în relație, fiecare are regulile lui, pentru că și și în cazul ăla, cineva lucrează, în alt caz nu lucrează, uh -huh. pentru că noi toți suntem diferiți și din cauza asta și principiile diferă. Cred că sunt unele universare care eu cu timpul oricum o să le descoper și care lucrează în toate cazurile când s-ar putea de creat o teorie aparte, dar la fiecare e diferit. Vezi că eu, de exemplu, dacă eu din experiența mea am observat așa, că dacă ies cu un mesaj care tare mă doare și n-am experiență în asta... Eu nu, am nici, nici, nu pot construi argumentul, nici nu pot exemplifica corect ca să induc ascultătorul într-un context. Știi, eu ies și cumva povestesc din și mă doare. Apoi asta nu asta desori pare cringe, așa. Asta și pare cringe, asta la stand-up oricum prima regulă rămâne, dacă tu nu ai autoritate foarte mare și omul deja e predispus să râde la tine, tot asta se transformă, o, o ieșit cineva și în loc eu să râd, el vrea să mă învețe pe mine ceva. Eu ascult gândurile lui. Da, da, da. Anume, prin uh, faza comediei, tu poți să-i induci omul, că el se râde, dar în subconștient, el, cum mm. tu ai spus, ștai uh, după asta cu așa o senzație neplăcută, dar și deci chiar uh, iubita asta care stă aici, și iubita mea, când pe tot globul există atâtea femei, zic da, da, da. cu chestia asta după ști gândești. De asta în stand-up e foarte important totuși în primul rând tu să faci omul să râde și după asta mm -hmm. tu îl predispui și la mesajul tău. Poate asta și în paralel, poate asta și ascuns, dar e importantă timpul să menții momentul ăsta că cel mai bun indicator e publicul și totuși dacă asta faci parte din, din comedie, din artă, respectă regula jocului. De timpul ea să rămână principală. Pricolă. Vă чётко. Dar și planuri ai, tu? Uh, continui să dezvolți tema asta? Și deși întreb că tu ai în parlantul nu demult și un ai lansat. Hey. Hey. Da. E interesant cum tu le duci amândouă odată și ai de gând stilesc și de vreuna sau asta până și așa că tu... Așa, tu vrei să te dezvolți ca artist de stand-up sau vă ca artist? ca artist, vreau și aici sunt niște momente foarte așa, cu semn de întrebare dubioasă, pentru că există așa o teorie, am văzut în cazul la mai mulți artiști care spun că tu nu poți să te dezvolți în ambele direcții deodată, tot timpul în una îți merge, tot timpul în alta nu. Și eu de da. ceva timp tot ne-am dat regulă asta de joc că nu, dacă mă mergem în stand-up n-a să în muzică, când îmi mergem în muzică n-a să în stand-up. Și după asta m-am trezit și după evoluția mea personală am înțeles că eu singur în pun în cadrul limitele este. Eu deja îmi dau regula jocului incorrect, pentru că eu îmi spun că nu poate să meargă în am două deodată. Și, dar asta nu poate pe mine să mă... Nu poate să nu ne arate momentul că dacă eu vreau undeva rezultat, eu trebuie oricum să investesc în asta timp. Și iată, eu la asta am ajuns în ultimul timp, că o leacă ard și lipsește motivația din cauza că mă investesc, mă încerc să prind triepuri deodată. Și asta tot nu e corect. Pentru că și eu ard emoțional de la asta și nu tot timpul reușesc în tot. La mine oricum rămâne primordial te timpul stand up pentru că eu și-l practic și lucrez săptămânal la dânsul și tot timpul sunt implicat în asta. Dar eu înțeleg că la cum am să-mi timpul, as pot reuși și acolo. Dar și te atrage pe tine la muzică, asta e cu tot o altă formă de artă. Că e e seamănă undeva că în și le bune, de exemplu, dacă analizezi textele la și ele tot au punchline-uri, într-un da, fel, știi? Da, e da. pe același cumva model să scriu, dar acolo trebuie să te filmează. Și apropo, la tine muzica e tare diferită de stand-up. Tu în stand-up, dacă mergi protest social, muzica, da. într-o zonă de sarcasm te duci. Eu nu știu cum tu explici asta, că eu încă nu pot defini În asta. muzică eu mă caut total. total A, mă caut. Eu nu mă pot menține pe un drum și e una când tu la gitară acasă îți poți simți și înțelege pe tine și e alta ca tu asta îți poți aduce ascultătorului tău, pentru că tu trebuie să-l educi, să-i zici, uite, Brat, eu fac ea ca așa muzică, mm. adică ea ca așa muzică, nu ni, nici ok și eu mă simt bine în dinsă. Dar nu înseamnă între timp că muzica care ții ți-o ok a să fie comestibilă de societate și o leacă să trebuiască aici de folosit efectul că atunci, primul rând, să-ți atragi public și după asta să-i să îi să arăți cine tu ești da, cu după. adevărat. Mm -hmm. De asta în muzică e foarte greu, e foarte greu să-ți crești comunitatea ta, eu țin minti încă de vor patru ani în urmă, pe lângă banda bar, nu știu, și concert acolo era de rap și eu ieșeam afară și Satoșa acolo, partea lui din cad în sus sau ceva de genul, tot o repeta și atrăgea lumea acolo. Așa că băietul a lucrat, a lucrat, a lucrat și ea ca munca lui e un exemplu pentru mine foarte bun l-a dus unde el este la momentul dat dar pentru asta trebuie să ai periodicitate, trebuie să-ți crești comunitatea, trebuie oricum să ai câteva hituri. Înțelegi un lucru cred că, revenim tot aici înțelegi? Da, dar iată eu nu mă pot nu mă pot înțeleg da, disparte cumva, pentru că de la muzică eu am început tot timpul cu mine să meargă, eu precis știu că momentul este când tata se echilibrezi și a să fie bine, el undeva pe, pe, pe aproape. El îl simt undeva pe aproape. Știi și ideea și am, dar nu te-ai gândit la, pur și simplu, de la a combina. Stand-up-ul primești, ok, superb. Că nimeni a părut așa, dacă tu ai skill de a face muzică, la mine niciodată așa în gând. Dar deși tu, sau tu poate și-ai încercat, să faci și muzică specială pentru show, de deschidere, de închidere, de rest. Asta tot e un skill bun, ca să împachetezi show. A doilea skill bun asta, să mergi pe modelul de Slepakov. Umor mm -hmm. cu muzică, știi? Nu mm -hmm. te-ai gândit la asta, văbșine? M-am gândit, dar aici este așa un... парадокс, uh, что я с драматика, что депрессив в Ну, только мой депрессив, да, мой мут драматик, какой-то и момент джену, я могу а это при интермедиуморлы, я De fapt am încercat în muzică asta și se poate de combinat așa stiluri, dar mie mi-e mai ușor în muzică să mă exprim chiar și am de exprimat fără nota asta de pamflet și nota mm -hmm. de umor mm -hmm. să iasă curată din mine cum iese asta. Așa. De combinat, artele este într-un show, cu siguranță asta o să întâmple pe viitor. Eu chiar vreau să, să fie un show in, in, integral care o să fac parte și din asta, și din asta, și din alte momente. Kumaizai, šešėlkariai, garai, karlama, velžakai, gitaristai. Uh, uh, Awitat. Taip, <laughs> taip, e ca... taip, yra personažas. Awitat, ką tu ultimatirada, nu, pirmauj. Taip, kaip tai. Aišun disgust, ne, ne, atkriada. Šeita, tu dekazu ta koloku. Dikasva, Dimutsan, šešėlnantį, deka deri, deka lita. Că s au transformat într-o mașină, pur și simplu, care aduce și bani și... Dar au dezvoltat mult. Ne îmi place modelul ăsta strict ca dezvoltare de industrie da, în da, Rusia, da, e bun. Da, da. format tare mulți stand up tare mulți youtuberi. Tot uh, proiectul în genere. Seriale, da da da, lor. da, da, da. da, da, da. No, cu, absolut, tot asta a început din Căvănânc. Da și s a mutat în comedy de club și de acolo și un val o pornit, e pricolină. E ca voi în Moldova puteți să declanșați același val cu stand up Pe bune, eu cred că asta este potențial mare. Dar și, și zici tu, dacă tu vorbești tot, dacă îți place arta și drama și restul, consider că la noi în Chișinău oamenii pot filma un serial bun? De la noi în ultimul timp și, și filmul se dezvoltă. Eu nu vreau să ne fac mult spoiler, dar la mine asta e anul ăsta, anul la mai multe chestii care se intersectează într-un timp. Eu și la 5 ani tot de la 5 le-am chicat și la mine tot în jur la 5 și anul este tot e 5. <laughs> și în toamnă o să iasă un film la care eu am lucrat în calitate de producător 5 ani în urmă. Și el tot, uh. și el tot în anul tot 5 iese anul ăsta că e 23. Așa. Și la mine nu este și muzică, și stand-up, și film, și eu în tet. E pricol, e... Da, câteodată... E, asta e momentul când eu în trecut e, cumva încercam să vizualizez momentul ăsta, ca să întâmple așa. A timp tu nu-l vizualizezi până la capăt, dar îl faci din exterior și nu știi cum e interior. Și dacă amuia dintr-o parte la mine în viață este tet și tot e bine, Înăuntru eu nu te timpul să echilibrat. Sunt, okay. sunt momente perioade în care ești dezbalansat emoțional sau dispare motivația. Și de fapt, chiar dacă eu am atâta de lucru, și, e ca lucru câteodată chiar salvează. Pentru mine lucru e o pastilă de asta care te readuce în formă. Pentru că uh -huh. eu, chiar dacă nu mă simt ok acolo și așa, înăuntru la mine nu merge și nu vreau să mă trezesc dimineața, indicatorul de trezesc dimineața pentru mine e unul din cele mai faine. Dacă tu vrei să trezești, să faci ceva o adează, trezești la 5. Dar dacă tu nu vrei, asta am observat, o, tipul ăsta de oameni care se impun și schimbă deșteptătorul și ală cu încă 5 minute, tu nu vrei să trezești la realitate. Asta e primul mm -hmm. indicator că tu nu vrei să trezești. Tu vrei să doar, numai să nu accepti iar realitatea în care tu ești. Dar oricum, când este de lucru, lucru pe minimă stabilizează tot timpul și ne dă puteri noi. Dar deși eu am amuia în viață multe chestii la care eu înainte le dorem pe -le, nu s-a întâmplat așa cum eu vizualizam asta. <griva> nu era așa de greu? Nu era greu <griva> da. nu, e așa de vesel și fericit cum eram în, la mine acolo. <griva> <griva> cum eram la mine în imagine. E o mai... Există alte <laughs> laturi care apar cu timpul și care le, le înțelegi cum se întâmplă. Urologul? <laughs> <laughs> și urologul, da. Există peste <laughs> <și> deștile tale. <laughs> Pricol, e temă. Așa, dar și um, ca să, să spunem să avem și un subiect din încheiere, da să întrebăm așa. Eu rar asta întreb. Uh -huh. uh, Ce-i tu... Uh, să discut și eu nu te-am întrebat sau noi n-am abordat și să și se interesant și actual acum, anume pentru tine. Da, practic, tot și, apropo, deci am vrut la tot, practic, mai expus așa și organicul încă tot Dar și m-aș și aș vrea să discut și -n... Poate sunt subiecte care tu consideri că nu le abordează și neva în podcasturi sau... Dar poate este... Eu, 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 la o vreme care o așa o chestie, zic, băi, mă că eu podcasturile să le reformatez și care podcast -a să încep cu orice invitat, spun, hai, povestește și te doare. Ha, ah, am înțeles. Și spune de la și te doare, duc conversația, știi? Iată, eu am, l-am găsit, -am găsit. Eu m-am dezbalansat în ultimul timp, încă de la momentul ăsta cu pierderea accountului vechi. Pentru Instagram? că Instagram? da, da. pentru că eu, pe dânsul, sincer, ne-am iată, cu ajutorul și ne-ai dat un sfat simplu, uh -huh. dar eficient, din 90 de zile de reels-uri. Eu am început asta să fac, Au fost cântic, o mai fost niște colaburi, etichetări și la mine nu mai de de an, organic, dar el a crescut undeva la 700 500 dar nici nu jumătate de an, ultimele 2-3 luni. Da. Și eu în dânsul chiar investim pentru că eu înțeleg că proporționalitatea la uh, mișile comens care să am, publicitate care o să vină și uh, nivelul meu de speaker în, în public, te depinde și de chestiile de cifre pe social media. Da, și da. eu înțeleg că eu trebuie să ne le cresc, eu n-am încotro. Și eu m-am programat pe asta, da, hai, hai să ne le cresc, am investit în asta mult motivații proprii și la un moment dat, din cauza la un moment că nu am fost atent și l am jucat pe ego-ul meu, eu am practic dat asta. <laughs> și asta pe mine tare m-a zis balansat, pentru că eu nici până în de azi nu m-am întors la ritmul și la spun în fiecare zi de câte un reel să caz de gheunul l-am pus și eu trebuie să mă mențin de asta. Și în momentul ăsta eu ne-am dat seama la așa un moment foarte natural și trușne cum ar fi. Eu nu trebuie să mă ascund singur de mine cum eu sunt. Adică poate podcastul ăsta privi de cineva să-mi spună bă, băi, băi, ăsta prea multe folosește, nu poate să-și exprime. Dar pentru mine totuși mai mult rămâne cu valoare esența la și eu vreau să spun, decât cât de sofisticat și corect și am da, să spun da. eu asta, pentru că în ce aici spun eu poate fi cu mult mai mult sens și mesaj decât într-un om care fix da. același mesaj să l îmbrace frumos prin cuvinte sinonime în jumate de oră. <laughs> și prin asta eu am înțeles că lupta mea personală cu alcoolul, faptul cum eu mă uit la Lucruri, uh, uh, viziunile, ideile mele, ni, nu trebuie să înșiru, și rușine practic din nimic, de ce sunt eu. Și eu asta prin asta, așa să ne atrag publicul. Adică eu singur cu mine, eu ne-am exclus, ne exclus multe chestii și la nivel de principii sau comportamente care îndăunau în uh -huh și am o luptă de asta uh, interesanțică cu alcoolul. Nii alcoolul îmi place. Eu uh -huh. nu uh, mai am moment ca înainte să fac exces de densul, dar uh, seara pot să-mi permit un vin la o mâncare gustoasă făcută în cuptor împreună cu iubita mea uh -huh. și uitându-ne la un film bun. Uh, sau în uh, zilele de odihnă eu pot să-mi permit deja să mă mai primul pe acolo pe la piană vișne. Și asta încă este o problemă de a <laughs> noastră pentru că noi tăți suntem, noi nu propagandem propagandăm cultura băutului, dar noi tăți suntem de ăștia, dar cum, o bere în pizzi, vara asta e păcat să nu bei. Noi tăți suntem de ăștia care suntem un mici alco alcoolici alco și da, eu bă, asta este. accept în mine. Și eu am înțeles că și eu și publicul care e și interesant să urmărească viața mea și care să iei de la mine ceva idei, a să pot să-l prind când eu sunt, as, as fiu natural, când eu nas încerc să joc pe cineva, să știu precorect, e ca eu să așa cum eu sunt. Eu, deși am și spune, mă expun câteodată când mă pentru că asta tot ce lipsă la faptul că eu de mult nu am citit niște chestii sau nu am mm -hmm. lucrat. Eu și mai mult perioada oricum în care eu m-am dezvoltat au fost de la universitate, pentru că eu scriem foarte mult, citiem foarte mult și atunci m-am culturalizat. Eu de mult nu am avut perioada asta să scriu ceva mult. Deși scriu constant, ori un GBT, ori ceva proiecte de amel, ori fac rapoarte și planuri tot timp. Dar asta e chestie când tu lucrezi cu fix același formulă de documente. Tu nu te exterior, tu nu îți faci mai larg spectru, trebuie să scrii o poveste, să scrii un mix scenariu de film. Și asta și influențează la faptul că nu te timpul foarte coerent și fluent eu pot să ne expun un gând. Dar mm -hmm. asta sunt eu. Iar că nu trebuie să înșii rușine de mine și de cine sunt eu. Așa că când momentul este eu spot total și să-l în online, eu știu că și asupra mea să as, as înceapă să crească și cifrele acolo. <fix> Bucata asta trebuie de tăiet de pus motivația de Moldova. așa pe un flow ai spus și tu zici că nu se încheagă gândurile, pe mai mult are Am prins, Și trebuie muzon din asta. Tu epic, știi? Te Aici, cum îl cheamă pe infațăganul și ala am uitat cum, care l-a închis cu un frate, Black, nu știu cum ei spune. Ah, Andrew Tate. Andrew Tate, da, da, da. Pe pe mine și motivat tu ne dorești, te. Nu, dar aici Eu te-am ascultat, eu tot am înțeles Dar tu, tu te expui bine Dar întrebarea este, dar și până acum te miști, Cum crezi de și asta apare? E ca tu zici că acum Tu înțelegi că asta trebuie de. Nu, păi asupra ce ai zis tu? că Eu dacă mă accept pe mine, în asta, să sunt simplifici Și creșterea și contractele și Și <gătări> alții da? da, 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 da. așa mă accepte Dar până acum și dificultăți erau Barierele este mentale care sunt. o, și neva să zic că eu folosesc prea multe rusisme, că nu vorgesc corect. o, și neva să zic că eu poziția mea nu e prea corectă. Inhibările este, dar de fapt eu nu mă așa și așa pot și eu interesant când eu asam contra. Eu nu pot fiu ideal pentru tăți. Da. Eu, pentru cineva și eu natural, dar pentru cineva și eu... a, acest incult vorbește cu rusisme. Eu pentru cineva spun și eu bun, pentru cineva și eu rău. Eu nu pot și eu bun pentru toți. Da. Și chiar poate și din lista mea de prieteni, colegi sau oameni apropiați, cineva se vadă în mine și -a zic, da cum eu și-o permis așa și Zic, da cum? Dar asta sunt eu. Eu prin asta și prin asta și crește vizibilitatea asta publică când yeah. tu creezi aceste mici conflicte. Tu nu trebuie să la test. Din potrivă, trebuie și, oameni departați și apropiați care a să implice în asta și zic aici sunt de acord, aici yeah. nu sunt de acord. Că nu, noi nu putem mereu curat pe val să plutim. No, no, la tine este un plus dar, care, mulți nu l -au. Asta e spiritul de protest. El ai tare să te ajute, din punctul meu de vedere. De el încă nu-i deschis total. A, a, a... Eu, eu la, cel mai mult la stand-up l-am deschis, Dacă de în viața de zi cu zi, eu, chiar câteodată îmi vine mai greu să ne expun niște poziții sau păreri. Uh -huh. a... Eu tot timpul încerc și eu empatic și corect, dar înțeleg că în viața de zi cu zi nu e eficient asta câteodată. Tu câteodată trebuie să apeși pe părerea sau poziția ta dacă tu vrei să păstrezi singur față de tine respect. Pe, pe tine să respecti când tu nu te respecti pe tine. Tot timpul lucrează formula asta de tu și societate. Da. Nu, uite, eu cândva am avut în curs așa, o întrebare: în poziționarea unui expert sau a unui brand personal, există și o întrebare: cine e inamicul tău? Și în evident, la nivel de conflict, asta e conflict intern, tu cu tine, asta fie un inimic, este conflict personal, asta cu oamenii care va, da? Uh -huh. Și este conflict impersonal, asta cu organizații, cu fenomene și cu restul. Păi uh -huh. că ei fenomenul care va și urăști pe bune, e ca tu cum tremură. Și la tine asta în stand-up ori tare ciotcă să vede. Tipa, stroiul ăsta de acum social cu asta lupți, cu fenomenul și cu toți oamenii care reprezintă fenomenul. <laughs> și, cu mult mai tare și larg trebuie să vorbesc despre asta. Și -asta, asta, da, da. Asta știi da. cum cum spărnește? E cum la mine întâmplător s o primit cu feministele și cu toată mișcarea asta că de eu sexist, că nu știu dacă știi, dar mă rog, s-au întâmplat Iată, așa chestii. Eu, e ca fix de și eu nu știu, eu ceva am prins, dar Aha. așa fragmentat. Și eu fix de așa ești. posibil po po ca să nimeresc în tine, posibil că nu, eu <laughs> nu ți minte cum tu ți-ai expus poziția și, și efectul asta o dat, dar pentru mine propagandarea feminismului actual e mai mm -hmm. mult crearea lui. Da, adică da, tu tu te lupți cumva pentru drepturi egale când, și tu prin asta și nu le egalezi pentru că tu lupți pentru neegalitate de fapt. Uh -huh, uh -huh. Și în stand-up, la fel, eu mai mult în ziua văd um, intoleranță față de bărbați și lipsă de drepturi la bărbați decât la femei. Femeile cu mult mai multe privilegii și cu mult mai multe drepturi au în ziua de azi. Dacă societatea egalează toate uh, drepturile față de om, apă anume poziționările nescrise, regulile nescrise, neoficiale, o poziționează mai mult pe femeie în niște uh -huh. chestii. Dar femeie care vrea să dezvolte niciodată n-a permite să paraziteze pe modelul ăsta cumva clasica relației dintre bărbați și femei. Eu niciodată nu am putut lângă mine accepta o femeie prostuță sau care pur și simplu să fie cu mine pentru bani, pentru că eu nici nu avem bani. De asta, și, de, asta eu și de timpul căutam lângă mine o femeie frumoasă care gândește și care vrea să dezvolte tot, e singură. Și din cauza asta eu și văd lucrurile este. Dar sunt bărbați lucrurile ușor lângă dânsă să iei pur simplu o fufă și mm -hmm. să investească în dânsa și e ok că e, e, e nici n ai și vorghi cu dânsa. Pe, pe, e, dar iarăși, pentru cineva asta e tare ok. E alte cinci padruști care tot așa s-au stabilit și ele în cinci. Tu El, da, da, da. 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 <laughs> dar iarăși, e, pentru cineva asta e ok. Eu nu trebuie să judec cineva pe dacă pentru cineva asta no, da, e ok. Da, de dar aici tot e o chestie foarte dezbalansată. Noi totodată nu trebuie să ne băgăm în grădina altuia, mm -hmm. dar totodată grădiniile este care supraviețuiesc și trăiesc pe norme de genul care eu nu le văd ca norme și fac societate din zăua de azi. Da. Și aici apare întrebarea, unde eu pot să mă bag și unde eu nu trebuie să mă bag? dilemă pe -aț. Pentru că dintr-o parte eu vreau măcar un mic uh, impact să aduc asupra uh -huh. societății în direcție bună, dar din altă parte eu vreau și uși corect. Și aici apare întrebări de este filozofi și unde se poate unde nu se poate. Ai, ai așa impresie că parcă un colț e crescut, dar altul parcă e tăiet de a mă știi, de normele este de propagandă. Da, propaganda. Da da, 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 da. spre muști. Nu numai cu o parte. Pe, pe jumate, de asta și... <laughs> Pentru că chiar și dictatura, în, eu nu spun în formă politică, dar în unele situații de viață, e totuși are eficiența sa. Adică tu dacă să le într-un mic grup de oameni, de exemplu, să spunem că mm -hmm. sunt Că sunt trei oameni care conduc o afacere. Ei au diferențe diferență în viziuni. Și dacă tu as le dai la fiecare drept egal, apă până să ajungi la o decizie și treacă foarte mult timp și să n-a să fie eficient. Adică De. câteodată și lucrurile reale își au eficiența și beneficiul lor. De, De. asta e foarte greu câteodată să ne dăm seama și lucruri mai bun într-un caz sau altul. Focusul, și revenim la comparația și cu fata care are de între doi bărbați, știi? Că cu oista de am gata, nu putem, dă cu Și dă să idealizăm tot ce spune bărbatul ăsta. Și să eu vin adepți care idealizează și încep a arăta cu degetul un tăs care încă nu se comportă așa cum trebuie. E că asta, eu am înțeles că nici nu-mi place atunci când să spune așa, tăs spun, gata, noi suntem contra dictaturii și contra socialismului. Noi suntem capitaliști și noi suntem tipa democrați. Da, da. Dar, procedăm ca dictatori și ca socialiști. Da da, da, da. ea ca pentru mine fățărnișia asta au devenit un fenomen cu care eu și vreau să lupt. I, I, și total, total, de acord. Total de acord. Fix aceleași instrumente în niște perioade a conducerii actuale s-au folosit, s-au ca în timpurile precedente. Și asta nu, asta nu corect. Tu te lupți cu ceva și începi să procedezi fix așa cu omul care, cu care tu ai luptat înainte de asta. De, noi nu mai ne-am dat seama că nouă cineva ne-a băgat găluși stricate pe gât. Și asta a început să afecteze organismul și nu m-am dat să le scoatem și înțelegem că vine altul care vrea să ne bagi din vinigredă, știi? Mm. <laughs> da. Cam, 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 așa, cam așa este. -a -a. metaforic noi, ești un martiștie să înțeleagă. <laughs> dar, dar asta e așa, dar asta e așa. Nu știu, am prins noi o idee faină în discuție despre trebu... Erau mai multe linii despre trebuie să ne băgăm în viața la altcuiva sau nu trebu și da, da, da. cât de... Noi trebuie să fim foarte corecți din noi și să, să acceptăm realitatea în care noi suntem. Uh, și fixă și uh, atitudinea față de tine care tu o ai, tu trebuie să o ai față, și față de societate. Dacă te respecti pe tine, respecti și societatea. Era un gând aici mai avansat. Eu am un, reper. -am... Eu am un reper aici, ca să înțeleg că corect eu sau nu și până și limită pot să mă bag. Eu, în, în, în ultima perioadă, am început foarte mult să mă bazez pe intuiție și pe primele sentimente care apar. Dacă mm -hmm, eu aud serio? ceva și nici nu-mi place, dar eu sunt că trebuie să înghit și eu înghit. Eu două blin sufer din cauza asta, dar nici suferința nu-mi place. Mm -hmm. Și eu încep a prinde deodată în moment și înțeleg, asta nu e despre mine. Și e ca faptul că, da, sunt, bă, eu nu neg. În Moldova, dacă revenim la conflict cu feministele, este problema. Că femeile se bat. Nu, da, este violența în familie, este problema asta. Dar asta, eu nu văd asta ca problemă socială, eu văd asta ca problemă individuală. E, e individual să rezolvă. Înțelegi? Da. Tu nu fiecare poți... caz în parte. Da, într-un fel așa. Și acum eu accept toate părerile, dar eu nu accept atunci când alți oameni care nu mă cunosc încep să ne indice cum eu trebuie să gândesc și cum eu trebuie să trăiesc. E că asta pe mine mă deranjează. Și ori de câte ori apar mesaje la adresa mea, eu vin cu argumente. Și cât vin argumente din partea și eu, dau și eu argumente. Acolo unde cineva pierde în argumente, de exemplu, dacă eu nu mai am argumente, să și mă gândesc, aha, blin, pahodul, ce-o eu n-aș da, 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 mă dezvolt. Tot vine din o discuție constructivă și atunci când eu sunt om de, de genul, dacă nici neva concreta să-mi demonstreze uh, prin discuție că eu greșesc și să ne aduc argument precis, dar nu de asta care e, e argument evreiesc, de este ori prin partea asta, ori prin partea asta, ori de să fug din întrebare prin întrebare, atunci eu cu mâinile deschise ca așa, sus a să le ridic și să spun, da, ok, aveți dreptate. Dar deocamdată, eu tot am momente când intuiția ne spune că, ca fenomenele este e, sociale nu se întâmplă cum trebuie. Uh -huh, uh -huh. Și eu chiar de la cele mai mici detalii, la un moment dat, ducându-mă la viceu, eu spuneam și despre asta la stand-up, Nenatant rebarė, da dišį jau trėbu su daužijos kolakujai, aš du pastas LRD. Pentru că asta, de fapt, e o chestie antimisogină. E, o chestie feministă. E, da, da, da. Pentru că să tipa ca să nu strochești da, da. împotriva asta. Dar ok, de eu, dar l-am ridicat și nu-l dau jos după asta. Dar femeia vine pe de gata. E pur și simplu vine și se așează pe de gata. E, tu trebuie să faci trei acțiuni când femeia nu face Niciunul, E pur și simplu vine pe de gata. Eu, din potrivă, respect femeile și vor că vreau ca ele toți să dezvolte Volte. Hai în rând la rând să lucrăm. Adică eu de multe ori propagandam și chestia asta de 50 la 50, și eu în multe relații eram chiar așa fixat. În ultimul timp eu alea că ne-am uh, mutat viziunea mea și chiar sunt de acord că bărbatul mai mult trebuie să investească și să aibă mai mult implicare financiară în, mm -hmm. în asta. Dar nu chiar la nivelul de el lângă mine de atât că e frumoasă, dar eu tot îți duc pe schinarea mea. Mm -hmm. Nici chiar așa, pentru că eu lângă mine vreau să văd un om puternic, să-l respect pe dânsul pentru mine e foarte importantă dezvoltarea ei personală și financiară ca noi împreună să fim puternici da. dar nu nu în alte, nu știu, unele realități pe mine până în ziua de azi mă șochează și la nivel de că oamenii chiar văd asta ok și oamenii văd în asta dreptate și Tipa spun întrebări de este cu și viteză soarele să învârtește în jurul planetei? Sau <laughs> ceva de ce nu stă? Și ce ai avut în vedere? Am avut în vedere întrebări lipsate de logic, cultura generală și de carte școlară, tipa... Nu da, la adnă, ăsta e crânjovă. Ăsta <laughs> e glumă da, da. care în n-a <laughs> Am înțeles, am, am înțeles. <laughs> nu da, dar sunt așa momente. Eu nu zic că bărbați. Hai, hai să echilibrăm, că sunt și bărbați de astea, să nu uităm. Da, și Dar pe ce mută ei dacă au bani, tot e gine. <laughs> Banii în ziua de azi, da, cumva multe rezolvă și multe deloc nici nu rezolvă. <laughs> și sunt multe, foarte multe momente și fenomene de astea sociale care noi le avem, care sunt care ar fi bine să fie, nu știu, ori o platformă, ori să fie mai mult speaker de astea cu influență publică, care să fie pusă la discuții. Dar la noi, deocamdată, și noi suntem o în e în momentul când nu ne este mai mult interesant să privim cum noi ne jucăm singur în gunoiul propriu, pe TikTok, în battle-urile astea, adică să privim, dar hai să ne jucăm, nu știu, frumos în gunoi. Hai, că nu să ne uităm cum cineva discute, nu, pățanul nu, pățanul nu linge, păde, e că pădrugă trebuie. Eu, eu, nu vreau să dau la persoane concrete, dar mă uit cum e ca să propagandează la nu știu la și nivel noi suntem în dezvoltare că pe niște battle există personaj de astea care el cumva mândru și povestește că nu, e tu, tu jai e subt pe album, dar eu niciodată n-am lins. Și lumea e și se cu asta, e tăi din asta TikTok-uri, pune pe lângă un român care din batul de asta zice, da, eu link, eu link deschis, mama m-a învățat, nu știu, faci cel și acolo mm. Și pune moldovanul nostru care zice, nu, la noi moldovenii nu link, și muzică de asta, știa ușne. Și asta arată nivelul nostru de dezvoltare, în care noi nu putem să un om mai slab sau un om mai dezvoltat cultural, mai deschis prin niște lucruri. Pentru că noi singuri suntem că noi credem undeva în dreptatea asta fictivă. Credem și prea mult ne împarțăm. E ca o problemă care am văzut-o Uh, și am văzut asta în dezvoltarea comunității, iată, prima de marketer, social media în culise. Nii acolo îmi vine foarte greu să unesc oamenii. Ei se divizau automat în, grupuri, în mici de 60 de oameni. Și tu când tinzi, în primul rând, ce se întâmplă? Tu când începi a faci cunoștință cu multă, multă lume, tu înțelegi că ești diferit stăți. În al doilea rând, cu fiecare grup în parte, limbași comun găsești. Da? Undeva mai tași, undeva mai nuti, care o ce poate găsit. Dar cum nu mă încep să-i aduci împreună? La un eveniment, odată la trei luni se întâmplă ceva. Dar atât cam, gata. Mai departe, după evenimentul ăsta, tot se împartă înapoi în grupșoare și încep a râde unul de altul. Deci eu tot vremea cu asta luptam sau tășem, găsăm momente, nu mă certam, știi? Că ceva mai mult, dar n-am găsit forță, nici înțelegeri, cum pot fi uniți toți oamenii ăștia. Pentru că tot stind până la urmă, ajung tot acolo, la o pivă sau la un pahar de alcool în 3-5 hai să râdem de și la 3-5, care tot se ocup cu asta. Poate voi împreună să facem mai mult ceva, dar... La noi, la noi asta e la nivel național concret. La noi aici se vede o lipsă de vârstă de națiune. Eu când am văzut la... Numai un exemplu simplu era în Armenia când s-a întâmplat o ilegalitate la nivel național, Oamenii la 80% de la sută, din toată țara au ieșit în drum și o zi nu au făcut nic. Ei pur și simplu au stagnat economia țării prin protestul ăsta, nu trebuie să strângă, ei pur și simplu nu s-au dus la lucru. Uh -huh. Și deodată după asta a, zi, a doua s-au primit legea care trebuie. La noi, nu țin minte când în cazul lui să s-au luat procentele și ele așa deschis și pe dânsul nu l-au pus primar, eu nu zic că el trebuie și primar, eu zic pur și simplu că erau ilegalitate la nivel național și noi de ăștia vreo doi s-au revoltat și de ăștia, nu, Înseamnă că așa ar și, trebuie și. <laughs> da, da, Și noi la fiecare pas avem și pe hotare chestia asta, nu suntem uniți deloc. Nu știu cum se întâmplă, cineva ne-a spus că în Chicago cât de cât moldovenii sunt uniți, dar eu greu văd asta, ca noi să fim uniți. Și mai ales în țară, când tu lucrezi dintr-un domeniu de muzică sau într-un domeniu de comedie sau în alt domenii, se întâmplă iarăși grupșoarele astea. Și asta tot se întâmplă, da, ele asta sunt multe. tot noi e... Prin asta și noi e și mai ușor de controlat, de cum este legea și e. Împarte și domini. Pentru că e mai ușor să împarți trei oameni care se mănâncă între de decât trei care să găsească limba comună și e mai ușor să vadă dacă se controlați de cineva. Și să revenim la educație. Fiecare în parte consideră că poate mai gine decât ceilalți și, și nimeni nu înțelege că în trei forțele pe și se multiplică. Și noi mai avem încă un moment ca în organism, noi nu înțelegem că ficatul are fix același valoare ca și inima sau ca creierul. Noi toți suntem de ăștia care nu, eu o inimă, nu, eu o inimă, nu, eu o sinimă, eu, noi toți, ei toți vor și lideri, toți vor și deștepți, ei la, la același nivel să consider Direct, tu nici n-ai făcut, da, da. tu n-ai dar din start tu te poziționezi ca director sau ca cel mai important organ. Noi de asta și nici nu putem împreună cu, cu un lucra uh, pentru că nu avem coerența asta emoțională între noi. Trebuie să te accepti, fiecare are rolul lui. Tu tot ești pricol, ești ca ficat. Tu nu înțelegi la cât de pricol tu ești. Acceptă asta. Nu te-ți sunt inimă, nu te-ți cum tata spune, nu te-ți născuți și director, mai sunt și muncitori. Dar în da. de azi... De asta iarăși, din cauza că suntem tineri ca nați, noi de geni dezvoltăm, deși intuiția mea îmi spune că noi am putea să ajungem departe. Și o la mine o leacă o mândrie națională s-a pornit când inteligența artificială a fost întrebată, arată harta Europei, cum s-ar dezvolta peste 20 de ani și acolo Moldova era încă mai mare după teritoriu și cu ieșire la mare și zis, nu le... Nu știu, eu văd parcă nu e potențial, pentru că ca să lez așa o fiecare țară cu un om, noi suntem așa ca un student de este o leacă părăsit care nu știe din sat și, da Din sat, nu știi și cu viața lui, parcă vrea să dezvolte, încă scaut pe dânsul, dar parcă are perspective mari, dacă mm. el la timp a să iei cartea în mână și a să vrei să zic eu să, așez, să accepti bine să mearg mai departe, parcă este. Este undeva da, unde da, se crește. Da, da. Sau așa da. ca mine, după universitate, la depozit.

Spui, băi, da, și așa e, rup din toate să nu ne luăm înapoi bucat. Da, să da, Sună dur. <gătăși> asta, cum să spun, ieșire la mare. Noi și cu teritoriul ăsta care l avem și fără Transnistria, putem să ne dezvoltăm foarte bine din agricultură. La noi deloc nu se investește în agricultură și eu asta am înțeles datorită lui care Tătă, la sfârșit de viață s-a în fapt că se ocupă cu pământul și la fiecare pas îmi spune, uite cât pământ la noi nefolosit în prejur. Și noi am putea să avem momentele astea printr-o strategie generală a țării prin care să te dezvolți. Dar fix așa și legalizarea mea Rehoane, la nivel de turism. dezvoltă turismul, dezvoltă economia țării prin agricultură. Dar la noi ce se întâmplă asta e legi. Legi și legi care nu știu să aprobă legi peste legi și strategii noi și ele cumva în gol te nu Numai vorbăraie și birocrației. Nu se vede nică la nivel la nivel factorial. De, de fapt, nu se vede nică că ceva se schimbă. Da, este tema. acum, de exemplu, nu a plăcut cum Chișinău arată. O leacă mai altfel arată acum. Decât cât arată acum vreo șapte ani, știi? Și iarăși... Dar asta eu... e, și ochii, și ochiul vede și asta e evident că... Cum spun și alții, că e simplu asta. Și e mai simplu de făcut, asta trotuare pe un oraș, da? Sau și ne-a zis asta. Varlama vla galben, a zis, Ei, nu contează. Dar mă rog, știi și ne pare că problema noastră, sistemul ca sistemul, nici cineva cândva am avut un prieten, șamula, el spunea că sistemul nostru fiscal e foarte bun și el poate concurași cu sistemul fiscal rusesc și românesc și restul, adică la nivel legislativ e bun. Și nu spune problema în sistem sau stat, spune problema și oamenii reprezintă sistemul, că noi toți parcă suntem, problema nu e în sisteme, în oameni. Punimaș? <laughs> da, da, eu și am auzit că la noi și uh, constituția a fost copiată de la franciez. Adică uh, posibil sure. că noi am preluat niște chestii care sunt funcționabile, dar ele poate nu sunt funcționabile pentru noi, mm -hmm. mai este mm -hmm. și momentul este. Da, da. Și poate chiar să fi sistemă bine făcută, dar din cauza la efectul cumatrizmului sau la oameni care nu ajung corect unde trebuie, la noi nimic să nu funcționează. Pentru că. Uh, cum mai corect ar fi eu să mă expun fără ca toți nu ieșiu mâncat în comentarii și în atitudini din ultimele conduceri care au fost uh -huh. pentru mine asta de amuia e cel mai adecvat da. Dar eu, ca un om adecvat, nu pot să refuz faptul că partidul este slab și câteodată acolo niște reprezentanți îți puși parcă aleatoriu, aruncați de undeva și nu competență. Nu există competență. Deci, eu, ca un om adecvat, nu pot să refuz asta. Președinte, ca om care reprezintă țara la cum ea vorbește și cum se ține, Doamne ferește și dar eu, eu bucuros că am ajuns aici. Pentru că la cât de tare mă pune pe mine în ispanski do don, la cum el vorbește, se comportă și cum era prezentat țara la nivel mondial, nu era așa de rușinic că eu zic, haideam să nu există țara asta, pentru că nu e rușine pentru că cum așa om poate să reprezinte țara. Dar sunt și minusuri care noi trebuie să le acceptăm. Da. Tot scandalul ăsta care a fost acum cu Emilian și tot s-a dat cu părerile. Și din potriva asta e ghinic a fost momentul ăsta, că s-a expus și viziunea asta. Și la fel cum po posibil Cătălin spune, noi trebuie să acceptăm și să fim să fim neutri în niște situații, să vedem și minusurile și plusurile, să existe dreptate vis-a-vis -vis de analiza, a lucrului unui partid și unui guvernări. Trebuie da, să pe și problema luci. cu oamenii, nu? Totul oameni problema. Adică, până la urmă, habar n-am, uite chiar pe buni. La nivel de PR internațional, ni tot îmi place și faci și mai sandu. Crutoi PR, da. european. Adică ies ocup strict cu imaginea țării la nivel de alte țări. Da. Și eu da. ca cetățean nu pot să mă supăr pe dânsa că ea are alte ocupații. Știi? Că nu ne acordă nici atenție. ok, Eu un caut de treaba mea. Da, iar că dacă să o luăm pe dânsa aparte, cum ea dezvoltă imaginea țării și cum e poate să-și mențină poziția și să reprezinte țara, 100%. Iată, iată așa. Dar asta nu e un indicator bun în cazul la guvernare. Pentru că guvernarea parcă există ca ceva aparte, yeah. în care se implică și e, dar n-ar trebui să implică și cabinetul ministrilor, ar trebui și cu totul altfel, acolo cineva mai slab, cineva mai puternic și se amestecă niște lucruri tot care parcă nu-i până la urmă sistemul potrivit pentru noi cum suntem. Uh -huh. Uh -huh. Și în Indonezia, să nu-ți minte unde era uh, exemplul ăsta, când țara era mâncată de corupție total până nu a venit un care au început până la neamurile lui și spunem, în închisoare care făceau corupție. Și țara asta a înflorit foarte tare. Era Indonezia sau Noua Zeelandă, eu nu-ți minte că țară, dar iar. Nu, era, e vorba de Singapur. Singapur, da, Singapore. da? În Singapore, iată, el a început să taie peste tot. Și la noi tot este o problemă mică, pentru că la noi țara e mică și Chișinău în gener e o mahala Și noi parcă cu unul ne și fiecare parcă zbate o leacă pentru interesul lui. Și în interesul lui câteodată mai e cu metru mai pe altul, dar noi parcă începem activa din oarecare traume și supărări proprii. Da, da. Noi... Eu, acasă ca te-am ascultat și ne a venit așa în cap o simplă imagine. Imaginează spital, coridorul este vechi, sovietic, da. pe coridor 30 de oameni în rând la cabinetul care se trebuie să ție. Și tu ești undeva pe 25 locuri. Și acum simulăm două situații. Cum te simți tu? <laughs> când cineva de pe locul 30, hop, și-i chemat primul în colo. Da, da. Cum? Și sunt, stai, că vezi că doctorul spune, hai, vine, -așa. E Că la noi, Stii? momentul este total, e lipsă. E că... tu, tu așa o șudă, blin, și de aici sunt nedreptate. Și hai să mă la a doua. Dar cum te să-mi stoc când tu te-ai înțeles cu medicul? Da, <laughs> da. Tipa, o, oh, 25 de oameni, repijor, mă duc. Și e ca sentimentul ăsta de ușurare, că eu am relație, eu am mătri, eu am putut rezolva, e că asta e și diferența între două senzații. Cel mai trist pentru mine în tot momentul ăsta e că atunci când tu ieși dintre așa în 25 care văd asta, tu după asta ai două decizii. Ori tu după asta devii la fel, da, da, da. ori tu începi să lupți cu asta. Da. Și chiar dacă tu începi cu asta să lupți, tu lupți cu asta nesănătos prin faptul că tu vrei să pui la loc pe și îi pui la loc pe dânșă. Tot prin instrumentele lor. Da, adică da. de fapt tu te lecuiești atunci când tu prinești situația și o lești adică în tine că nu te mai mănânc ca om că el l-a făcut nedreptate față de tine da, da, da. dar noi suntem așa de puțini că noi nu ne putem le până la urmă asta <laughs> ni s-a demonstrat prin uh, când au venit noua conducere și parcă lucrurile au început să dezvolte dar în loc să ne dezvoltăm în direcția care trebuie, s-au început uh, pe unul și care e pe altul nu, trebuie de pustat asta dar parcă era prea mult avalanș de eu vreau să mă răzbun decât da, da, da. în loc să stabilizez niște chestii, poate eu greșesc iubesc a ceva, dar eu am avut semnul este. Vezi că noi nu știm, noi niciodată nu știm ce să faci dacă nu suntem din politică. Asta e așa. Nu știm din culis, evident, toate momentele. E una și noi interpretăm la nivel de mas media și e alta de fapt ce se întâmplă acolo. Eu înțeleg, dar este și nivelul ăsta intuitiv când tu vezi niște chestii cum se dezvoltă și tu le, le simți cumva pe dințele. Și la nivel, eu pur și simplu social vreau să mă simt și să mă accept pe mine. Eu, de exemplu, când mă duc la magazin sau când stau la stații eu văd scăparea asta moldovenească când eu primul pe nas să mă eu primul as și eu la casă. Noi nu avem tactul ăsta da. social, pur și simplu tu, pentru că omul care îți grăghește de două ori mai mult întârzi și noi mereu parcă ne grăghim undeva, străim mai repede, să ajungem undeva și de la asta, nici nu avem un tempo ritm normal educat, pentru că omul scăpat e așa la salbat, el nu știe ce să fac, el, el crede că el la mâine trebuie să ducă. Și aici nu există sistem normal social, pentru că unul nu s-a scăpat, s dus altul, a văzut nedreptate, s-a spărat, a început și el să răzbune și ea că noi ne, mâncăm singur pe noi în tătă e un vicios, ca asta. vicios și asta, nu, asta nu-i respect, nu-i respect unul față de altul. Pentru că tu când ești, ești mai mică, de exemplu, cu copilul ești la plimbare, e că, de exemplu, eu văd asta la ciocana pe alei. Eu fost aranjat și este parte verde, unde te cu bicicletele și este parte de plimbare, știi? Ce că ești mai mică. Tu ești super, că poate nu s-au dat bani suficienți, poate salariile sunt mici, nu contează. Și ai ieșit și tu odată, să te sara, de exemplu, odată pe zi, și tu vrei tot societatea să slujească. Tu și cu așa aer ieși. Tu trebuie să dansezi în jurul copilului, știi? Dar mm -hmm. Dar deși este pistă de bicicliști, de exemplu. Și bicicliștii tot așa sunt supărați. Îți supărați că, băi, pe drum nu spate acolo, nu spate, dar ne-au făcut și nouă așa un drum. Și tu când ei răzgon pe bicicletă acolo, sau eu când m-am cătăit cu trotineta, stau mai și le îmblă pe acolo, știi? Și încă îmblă, nu-ți dau la o parte, nu-ți dau seama. Adică, băi, tu pe verde mergi, tu drumul e verde, ți nu-ți dă în cap că asta e alt drum, știi? Și că de aici pornește tot. La faptul, da, vezi că -ă, pe trotuar lumea merge într-un ritm. Noi trebuie să merg mai încet.

Da. Dar și sunt tu, la faptul că ți-ți dator, la faptul că tu îți dai avantajul numai, știi? Dar la noi egoismul și așa funcționează. Tu n-ai cum să pierzi atunci când îți cauți avantaje ții. La noi creierul așa funcționează. La nevrotici chiar așa funcționează. În primul rând tu refuzi o problemă, după asta tu îți găsești scuze ții și după asta creierul începe să încerci și să-ți să arăte dreptatea și nu sprânești și de la asta apare apatie, anxietate și alte momente. Noi fix așa creierul, dacă nu trebuie, el să-mi găsească o mii de argumente prin ce tu ești mai bun. Dar momentul este de conștientizare, noi, noi nu îl avem. Eu nu știu ce ar trebui să întâmple sau ce ar trebui să fac un fenomen ca lumea să înceapă să trezească. Deși eu spun că eu ori eu vreau să văd bine pe viitor, dar eu simt că parcă ceva, ceva, ceva schimbă în Chișinău în ultimul timp. Adică văd oameni mai deschiși la minte, văd niște inițiative parc parc ceva se trezește. Și mai mult, mai mult de asta ar trebui să fie. În PR, asta se rezolvă prin un comun. Asta e, mai, asta tot în politică, că, de exemplu, ce aici se întâmplă acum tot perestroica în Rusia, datorită la situația asta, tot e fixă în Ucraina. Când, când este un inamic puternic comun, inclusiv până la așa conflict, da, da. atunci se lasă la o parte tot și se unesc, știi? ceea că sub presiunea asta de o, ceva mai, de o tragedie comună. Eu -o... Asta gănești că e dur și asta sunt manipulări mari, dar e că altfel nu știu. Ne-a ne venit o chestie amuzantă mai în cap, cum noi să facem inamic comun tot din noi și moldovanul este așa, unilateral ar percepe, a, ah, eu sunt inamicul meu, nu lăd. <laughs> și singur pe dânsul s-ar distruge. Nu știu, la mine în cap era asta amuzant. <laughs> Eu nu știu, da, o, asta se numește așa în psihologie co colectivă când o durere comună leagă oamenii și ei se, se leagă unul de altul și sunt mai, mai apropiați. Eu nu știu ce nimic comun noi ar trebui să avem, pentru că noi, noi de fapt, noi chiar nu suntem inimici nouă. Sărășie, sărășie trebuie să fie. O, 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 da. Cred da. că asta, numai, numai asta poți să facă din noi uh, albinuță și fiecare să gândească la dânsul, dar cu respect. Că noi toți, eu m-am gândit așa, noi toți vrem să ne aranjăm viețile noastre. Nu toți vrem asta, să trăim mai gine, știi? Dar să asta... ne dăm pașii unul la altul să facem asta. Da, dar noi în loc să ne dăm pașa pe... Așa la uite, am construit un gard mai mare, ne a luat bucata mea de pământ. Noi, încercăm să ne facem viața noastră mai bună pe neacazul la altul. Și asta e foarte... E trist. Da, cel mai des cuvânt folosit azi a fost societate și trist. Asta putem concluziona în societate societate tristă. Da. Marin Madan despre ai umor... Uh, Nuštekolo stand-up in Moldova, aš su societate trist. Su societate trist. Mes <laughs> mūsiamės Moldova. Sakut, mo. plašeriai. Plašeriai. Ega, laikų, nuikomas daiktas, dainuoju, rukuvas, pica.